Stimată doamnă secretar de stat, onorați oaspeți, dragi colegi și prieteni, bine ați venit la conferința internațională interdisciplinară cu genericul Lectura ca bază pentru cultură, cunoaștere și dezvoltare, organizată de Biblioteca Națională pentru comunitatea bibliotecară și pentru cei interesați de domeniul dat. Până a trece la desfășurarea în plen a conferinței, permiteți-mi să ofer cuvânt de salut doamnei Victoria Vaidi, Hadi Vaida, secretar de stat pentru cultură din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Mulțumesc, doamnă secretar de stat, vă rog frumos, vă invităm la microfon. Da, vă rog frumos. Bună dimineața, bine v-am găsit. Încă nu sunt obișnuită, dacă sincer chiar nu prea îmi place să țin discursuri, dar scrie în fișa postului. De acord, bine. Îmi pare bine să vă găsesc. Vă mulțumim foarte frumos, doamna director, pentru invitație, pentru acest minunat proiect. Domnule Filip, vă mulțumim că sunteți alături de noi. Sunt bucuroasă, enorm de mult, că am observat așa o tendință de modernizare a bibliotecilor din Republica Moldova. Până în prezent am fost stabilită la București și urmăream știrile și chiar, să zic, o admirație din partea comunității din România pentru evoluția și dezvoltarea, modernizarea bibliotecilor din Moldova. Acum, să vă zic, înțeleg că tema conferinței este lectură ca bază pentru cultură, cunoaștere și dezvoltare. Consider că bazele lecturii trebuie să se dezvolte de acasă, de la primii ani de viață, și vorbesc din propria mea experiență. Când copiii mei au mers la bibliotecă de la 4 ani, nu doar citit-o acasă din biblioteca personală a familiei, și au descoperit o lume atât de interesantă, pentru că după prima vizită, băiețelul meu a hotărât să scrie cărți, avea 4 ani atunci, și pentru anume ca să poată să le promute pe sistemul de funcționare a unei biblioteci. I-a plăcut nu doar să meargă în librării, să-și procure cărțile și să le aibă mereu la el, dar i-a plăcut foarte mult sistemul acesta și eu îl consider unul foarte bun pentru că, ca și, inclusiv ca și capacitatea acasă, nu avem atâtea rafturi să punem toate cărțile, care și sunt și foarte costisitoare, dar vizitarea, venitul la bibliotecă, nu doar ajută în a obține și a vedea o noutate, o carte nouă, dar totodată în a-ți întări abilitățile de comunicare și de socializare, ceea ce eu consider absolut important. Din partea Ministerului care a prezentat, aș dori foarte mult să încurajez bibliotecile prin intermediul asociațiilor obștești să participe neapărat la concursurile noastre de proiecte culturale, să veniți cu idei pentru ca să le putem finanța. Știu că există astfel de proiecte, știu că sunteți foarte activi, dar v-aș îndruma să aduceți literatura inclusiv în stradă. Așa cum sunt proiecte de teatre în tramvai, în trolebus, în autobuz, pot să se facă proiecte de lectură pe ruta unui trolebus. Să se urce din capătul rutei și până în celălalt să se citească fie poezie, fie un fragment dintr-o operă literară iubită, atât în română, cât în rusă sau în alte limbi care sunt de circulație în Republica Moldova. V-aș încuraja foarte mult să aducem literatura, să o scoatem și din casă, și din bibliotecă, să o ducem și în stradă. Poate cu ajutorul nostru, cu inițiativa și organizarea și logistica voastră, să facem seri de literatură în parc, unde trecătorii să fie atrași de cele citite și eventual să se oprească 5-10 minute și să înceapă să se obișnuiască. Pentru că am început cu partea de copii, doar de la ei, obișnuința asta nu vine peste noapte și, din păcate,
statisticile demonstrează că oamenii citesc tot mai puțin, avem această obligativitate să îi introducem în viața zilnică a unui copil, ca el de adult ce va fi să nu poată trăi fără lectură. Asta îl ajută, bineînțeles, să se realizeze ca și persoană, personalitate în profesie, dar totodată din cei putem să mai recrutăm și din adulți care eventual nu au avut obișnuința asta de acasă, de mic, și să-și descopere o lume nouă. Iar astfel de acțiuni care ies din spațiul bibliotecii, a cărții și ieșit în spațiul public, sunt convinsă că poate recruta noi și noi iubitori de lectură. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea noastră, pentru munca pe care o depuneți. Eu consider că faceți un beneficiu enorm și un sacrificiu din partea voastră personală pentru cetățenii acestei țări, pentru noi, pentru comunitate. Iar lucrul pe care îl facem este benefic nu doar lor, dar și dumneavoastră, pentru că vă realizați profesional și asta este o altă satisfacție în viață de care avem nevoie. Vă mulțumesc foarte mult! Stimate doamnă secretar de stat, vă informăm că conferința de astăzi este organizată în baza grantului pe care l-a oferit Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, și la fel publicația în care vor intra comunicările de astăzi, la fel este susținută în cadrul acestui proiect, pentru ce noi mulțumim încă o dată Ministerul Educației, Culturii și Cercetării pentru susținere atât a Bibliotecii Naționale, cât și a întregii comunități. Mulțumim! Da. Exact. Exact. Mă uitam la camera video la care lucrează acum domnișoara din cadrul secției marketing, a fost procurată anul trecut și aparatul de fotografiat la fel din cadrul proiectului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. O cameră video care era foarte necesară în Bibliotecii Naționale, care astăzi este conectată împreună cu Institutul Dezvoltării Societății Informaționale și transmite live acest eveniment. Mulțumesc mult! Mulțumim, doamnă secretar de stat, pentru cuvinte sincere, profesioniste și foarte calde spuse în adresa comunității noastre. Aceasta ne încurajează la lucruri frumoase pentru a efectua împreună schimbări în țara noastră. Mulțumim din suflet și vă dorim mari succese, realizări, parteneriate și, desigur, vă rugăm foarte mult, după posibilitate, să fiți prezentă la evenimentele noastre. Mulțumim din suflet! Stimați colegi, cum am menționat, evenimentul este transmis live în parteneriat cu Institutul Dezvoltării Societății Informaționale. La fel, alături avem și o expoziție a publicațiilor din colecția Bibliotecii Naționale. Este o expoziție publicații de specialitate, dar și literatură motivațională în tema cartea, lectura și tot ce ține de această temă. La o întrerupere, vă apropiați, o consultați, este din Biblioteca de Specialitate a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. Stimate domnule Ioan Filip, nu am uitat de dumneavoastră, vă prezint. Moderatorul de astăzi este domnul Ioan Filip, maestru în artă, i-aș zice eu, scriitor, poet, prozator și doctor în științe și, în ultimul rând, urmare prieten al bibliotecilor și bibliotecarilor. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră și pentru implicare. Ceea ce îi spuneam acum lui Nicolae Roibu, pentru niște accente cu mai mare rezonanță a evenimentului de azi. De ce e important și acest eveniment cărturăresc? Și unde ar trebui ca să ne focalizăm energiile ca să se întâmple ceea ce eu numesc cel mai important șantier? Copilul, la un moment dat cel mai mic, se satură tot să fie susținut ca să fie copăcel, să meargă, eu singur, chiar dacă cade. Copilul imită și dacă în familie el vede că părinții sunt ocupați, sunt obsedați de o carte sau de alta,
se produce magnetismul celălalt despre care noi vorbim. El imită școala, biblioteca, părinții, ministerul, parlamentul, l-ajută până, eu am zis, până se declanșează acea scânteie, de la scânteie, șantierul cioplirii de sine. Și atunci lectura, cărțile sunt găltițele cele de cristal, de platină, care l-ajută pe om să devină, să se împlinească. De asta să înțelegem importanța și a acestui eveniment, pentru că toate câte le facem cu cartea la mijloc au acest vector. Să îndemnăm omul să-și devină ție interesant și să devină. Într-un ceas bun. Maestre, vă mulțumim pentru această binecuvântare pentru conferința noastră și e bine, e bine. A fost o binecuvântare verbală exprimată de un mare scriitor contemporan pe care noi îl respectăm și îl iubim. Trecem la comunicările în plen și prima comunicare va fi o comunicare video realizată de către prietenul Bibliotecii Naționale, șef Diviziunii Europeană a Bibliotecii Congresului, domnul Grant Harris, care desigur că și-a dorit foarte mult să fie în această toamnă, în această zi alături de noi. Sunt motive mai mult materiale decât altele, dar cu siguranță Maria sa este alături de noi prin mesajul său. 15 ani în urmă, domnul Harris a reușit să ajungă în Chișinău și la Biblioteca Națională, ne cunoaște foarte bine, cunoaște realizările noastre și prin schimbul internațional de publicații pe care îl realizează Biblioteca Națională vis-a-vis de Biblioteca Congresului al Statelor Unite. Respectiv, noi suntem convinși că cu prima ocazie și o posibilitate domnul Grant Harris ajunge la Chișinău, la Biblioteca Națională și cu siguranță se întâlnește cu noi toți, grămăjoar în această sală. Eu am să dau citire unui mic abstract a acestei comunicări, limba română. Comunicarea autorului este despre efortul Bibliotecii Congresului de a promova lectura. Promovarea lecturii este o provocare pentru lumea din fiecare oraș al planetei noastre. Cum să îndemnăm să citească pe cei care știu a citi, dar nu găsesc acest lucru interesant? Și ar trebui oare să ne pese? Ar trebui oare nouă să ne pese pentru că lectura aduce prosperitate societății în ansamblu? Centrul Cărții, un sector al Bibliotecii Congresului care coordonează procesul de promovare a lecturii împreună cu asociațiile guvernamentale și ONG-urile, lucrează asupra acestui fenomen. Anual este alcătuit un raport cu cele mai frumoase experiențe de promovare a lecturii în Statele Unite. În încheiere, autorul ne menționează că ar fi bine ca fiecare efort de promovare a cărții și lecturii va contribui la educarea unei națiuni de cititori. Oferim cuvântul domnul Grant Harris. Adică să înțelegem că avem binecuvântare și din America, unde sunt câteva binecuvântări de astea pe care bine ar fi să le multiplicăm. Eu, de pildă, am citit câteva alocuțiuni în partea bibliotecarilor din partea lui Barack Obama, când era guvernator și pe urmă când a devenit președinte. Dă Doamne tot asemenea înțelegeri în raport cu biblioteca. Doamna directoare, eu cred că, mă rog, s-a transmis, el e frumos și fotogenic și telegenic, dar nu trebuie să ne oprim cu asta. Fetelor! Lăsăm, îi transmitem salutări. Păi nu, abandonăm. S-a fost. Tot lăsați-l. N-are rost, a fost mesajul deja. I want to
Trecem mai departe la realizarea programului. Deci prima comunicare o rog pe colega mea, am fost în câteva rânduri moderatori la diferite evenimente cărturărești în altfel de poligon decât biblioteca, deși biblioteca e cea mai indicată cu aceste repere la îndemână, colecțiile de carte. Vorbesc de profesoara de limbă și literatură română, doamna Angela Lungu de la Liceul Prometeu, care chiar are ce ca să ne comunice din câte le-a realizat cu actorii cei mai sensibili din contextul sensibilizat astăzi, elevii. Fericită, bucuroasă, încă o dată onorată și foarte emoționată să vorbesc astăzi în fața dumneavoastră în calitate de profesoară de limbă și literatură română, axată, trăită în acest subiect al motivației pentru lectură și al transformării elevului într-un cititor activ pe tot parcursul vieții. Vin pentru a împărtăși câteva dintre strategiile, concluziile la care am ajuns, care s-au dovedit a fi eficiente pentru a-i întoarce, reîntoarce, a-i ancora în continuare pe elevi în domeniul lecturii. Perioada pe care o traversăm îi impune activități educaționale ce urmăresc pregătirea elevilor pentru viață, pentru rezolvarea creativă a problemelor care există sau care abia urmează să se contureze.
Pentru ca elevul modern să corespundă timpurilor moderne, trebuie să fie instruit să observe lumea, să o descopere, să adreseze întrebări, să ia decizii importante, să construiască relații cu cei din jur, etc. În acest sens, dezvoltarea competenței de lectură este o condiție sine qua non a dezvoltării competențelor specifice ale disciplinilor școlare și ale celor cheie pentru transformarea elevului într-un cetățean activ și împlinit. Deși nu e formulată ca o competență cheie, cea de lectură este definită în toate documentele reglatoare ale disciplinei și a cunoscut pe parcursul evoluției mai multe definiții. Dacă înainte a citi însemna a transfera conținutul în mintea cititorului, astăzi, a citi înseamnă reconstruirea sensului, apelarea la cunoștințele anterioare pentru a face legătură cu cuvintele din text și atunci cititul devine un proces interactiv între cititor și text. Competența de lectură a constituit obiectul de studiu a numeroși exegeți, cadre didactice, s-au propus teorii, s-au validat concepte, strategii, însă rămâne această competență de lectură o problemă mereu deschisă. Necesitatea stringentă de revenire asupra acestei probleme, atât în Republica Moldova, cât și în țări mult mai dezvoltate economic, este cauzată de identificarea factorilor care conduc la scăderea motivației pentru lectură și apariția așa numitului fenomen de analfabetism funcțional. Elevi de 15 ani știu să scrie, să citească, dar eșuează în a înțelege cele citite, în a se raporta la text, a formula ideile principale, a trece de la text la experiența lor de viață în vederea propriei dezvoltări. Rezultatele modeste obținute de către... Deci, pe ecran vedeți o schemă a ceea ce se numește literația, un fenomen, o definiție care înseamnă capacitate de a prelucra informația din text, a înțelege cele citite și scrise și a le raporta la propria definiție, în accepția PISA. Deci, lectura textului, înțelegerea mesajului, realizarea de conexiuni, formularea unui punct de vedere, exprimarea în scris sau orală a punctului de vedere. Observați pe ecran care au fost rezultatele Republicii Moldova la testarea din 2015 și ne-am clasat astfel pe locul 50, fiind testați peste 5.000 de elevi, s-au obținut 416 puncte. Oricum, aceasta este o creștere față de testarea precedentă. Rezultatele internaționale ne clasează că am avea 45,80% dintre cei chestionați, evaluați, elevi care se califică în categoria de analfabeți funcționali. Este important să înțelegem că această competență de lectură este adisciplinară și în toate domeniile academice își are efectul. Pentru matematică dezvoltă creativitatea, decizii ferme, simetrie modele, științe, înțelegerea vieții, a fenomenelor fizice, creativitate logică, pentru științe sociale, integrare în societate, toleranță, unitate, diversitate, iar pentru limbă, pentru literatură, este dezvoltare intelectuală, creativitate, integrare, logică, înțelegere, interpretare și analiză. În calitate de profesoară, analizând chiar rezultatele PISA de la o evaluare la alta, am constatat că, oricum, Republica Moldova a obținut o creștere cu 28 de puncte. Și atunci, ce putem face pentru ca această creștere să fie
mult mai mare, iar elevul să înțeleagă importanța lecturii nu ca pe o obligație, dar ca pe o necesitate a propriei dezvoltări. În acest sens, primul pas la care am recurs a fost documentarea. Astfel am descoperit că în Europa și în lume există mai multe proiecte naționale susținute de organele înalte de stat, de școli, de biblioteci, prin care se încearcă creșterea motivației pentru lectură și dezvoltarea literației. Proiectul ADORE este un proiect european care a inclus 11 țări, inclusiv România, cu 35 de experți care au studiat în jur de 200 de cazuri de bune practici, modele pe care au încercat să le implementeze în țările din care fac parte, cum să se organizeze la nivel de stat, la nivel de școală, lecțiile astfel încât să se crească motivația pentru lectură și aceasta să devină cu adevărat o plăcere. De exemplu, în Norvegia există proiectul național Norvegia Citește. Copilul la naștere primește 10 cărți, sau altfel, fiecare cetățean a primit 10 cărți și aceste cărți au fost comentate, interpretate în dezbateri naționale timp de 4 ani. În Italia, în proiectul Născuți pentru a citi, s-au implicat și psihologii, și librarii, și bibliotecarii, și profesorii, și medicii și atunci este o întreagă comunitate interesată de acest aspect al creșterii motivației pentru lectură. Baculit este un proiect care s-a desfășurat cu experți din Statele Unite ale Americii și deja este orientat spre dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Noi, profesorii, ne dorim să facem, să utilizăm cele mai eficiente metode pentru a dezvolta competența de lectură, dar la rândul nostru avem nevoie și noi de instruiri. Iată, proiectul Baculit este anume adresat cadrelor didactice pentru a îi orienta spre acele practici de succes, acel fel de concept al lecției prin care să crească competența de lectură. În România s-a înființat Asociația Națională pentru Literație. E un proiect pe care am vrea să-l continuăm în instituția noastră, să-l demarăm și să-l continuăm în instituția noastră. Se desfășoară în nord-estul României, include deja peste 30 de țări, de școli, cer scuze, în care se valorifică aceste exemple de bune practici în vederea motivației creșterii plăcerii pentru a citi. Și în Republica Moldova avem proiectul Citind Învăț să fiu sau Lectură pentru ghidare în carieră. Biblioteca Națională, bibliotecile pentru copii s-au implicat cu diferite programe pentru a promova lectura, de exemplu, să citim împreună sau cititorul model în care se discută cărți, se promovează literatură de valoare. Ce ar însemna o lecție structurată în cheia Baculit? Iar programul Baculit a valorificat foarte mult studiul cercetătorului neozelandez John Hattie despre cauzele succesului și insuccesului școlar. Cercetătorul a analizat 138 de factori în baza a 50.000 de cazuri și a redus tot ce se întâmplă ca factor foarte important pentru dezvoltarea competenței lecturale la doar două momente. Pregătirea profesională a cadrului didactic și calitatea predării. Deci, în postura noastră, suntem direct responsabili de felul cum ne organizăm demersul educațional pentru a spori motivația pentru lectură și a crește cetățeni cititori activi pe parcursul întregii vieți. Observați că lecția Baculit se axează pe metacogniție, angajament și interacțiunea.
Deci metacogniția, cunoștințele pe care le are un individ despre funcționarea propriului său sistem cognitiv, supraapreciere sau subapreciere, cum putem raporta acest concept la competența de lectură. În primul rând, trebuie să descoperim sau să-i ajutăm pe elevi să se descopere cu privire la preferințele lor pentru lectură. Pentru că un factor ce ar conduce la carențe în înțelegerea textului este că elevul nu se regăsește în ceea ce îi se propune la școală. Ce se poate face în acest sens și ce a funcționat în cazul experienței mele? Un chestionar de lectură, un chestionar de identificare a preferințelor pentru lectură. Sunt modele foarte multe. În momentul în care elevul bifează în ce tematică se regăsește sau ce i-ar plăcea să facă, profesorul ar putea și poate și trebuie să cronometreze astfel timpul încât să ofere și acestor elevi care poate deviază de la o listă de lectură de bază timpul necesar pentru a vorbi despre preferințele lor lecturale. Astfel, făcând acest chestionar, am descoperit că unor elevi le place foarte mult să studieze Japonia, Coreea de Sud, Coreea de Nord. Atunci am creat orele încât să elaboreze prezentări, să vină cu diferite comunicări, să vorbească despre pasiunea lor pentru aceste subiecte. Au fost cititori câștigați. Și în momentul în care relația profesor-elev se bazează pe încredere, pe încurajare, cooperare, colaborare, atunci acești elevi, poate mai încet, dar cu siguranță, vor răspunde și unor obligativități literare. Un alt moment este diagnosticarea nivelului de literație al elevilor. Programul LIFT 2, la care a aderat și România, derivând din cadrul european pentru literație, propune 6 niveluri de identificare a elevilor pe acest domeniu. Ne bucură faptul că din anul acesta și curriculum 2019 vorbește despre necesitatea identificării nivelului de competență lectorală al fiecărui elev și apoi construirea pașilor concreți pentru a-l crește în raport cu sine însuși. Care sunt factorii ce ar putea conduce la carențe lectorale și rămânerea elevului în sfera analfabetismului funcțional. În plan academic, fie nu are vocabular suficient, fie nu are noțiuni de teorie literară necesare pentru a comenta un fenomen, fie s-a închis într-o anumită zonă de lectură, de exemplu, unii copii foarte greu ies din sfera Harry Potter, deși au o altă vârstă deja, sau din zona romanelor, să le spun așa, mai lacrimogene, mai ușor de citit și le plac și întâmpină dificultăți în a accepta un alt tip de lectură. Sau elevul respectiv nu se regăsește, cum spuneam, în lista de lecturi propuse. În momentul în care chestionarul pe care îl îndeplinesc elevii ne ajută să identificăm nivelul de competență al fiecăruia, putem iarăși face pași concreți pentru a-i trece de la un nivel la altul. Dacă un nivel 2 de competență lectorală înseamnă că elevul este entuziasmat de subiect și atât, el poate să redea impresiile pe marginea textului, dar fără a se referi la fenomenul literar, poate la experiența scriitorului, la biografia scriitorului, la conexiunile pe care să le facă între o operă și alta, atunci avem suficiente pârghii să îl ajutăm să facă un progres, nu cu elevul premiant din clasă, dar cu sine însuși. Câteva dintre strategiile de lectură care au menirea de a îmbunătăți metacogniția, le vedeți
expuse pe ecran, dar și predarea vocabularului academic ar fi una dintre tehnicile, metodele absolut necesare pentru dezvoltarea competenței de lectură și este valabilă pentru toate materiile școlare. Dar în continuare aș vrea să abordez cât mai pe scurt, să nu vă obosesc, trei direcții pe care le-am cercetat pentru a crește motivația pentru lectură. În primul rând, consolidarea etosului școlar. Vorbim despre relațiile de parteneriat stabilite între profesori și elevi, despre faptul că școala trebuie să fie un mediu prietenos copilului și trebuie încurajat și apreciat orice efort. Al doilea moment este receptarea textului literar. Cum ne construim noi, profesorii de limbă și literatură, demersul didactic astfel încât să aducem textul cât mai aproape de cititor și cititorul să preia acest text pentru dezvoltarea profesională și personală. Marea problemă care, din punctul nostru de vedere, se întâmplă acum în școală este că noi am îngustat foarte mult predarea literaturii la pregătirea pentru bacalaureat. Este cea mai urâtă și cea mai mare greșeală pe care o putem face în raport cu elevul. Dacă algoritmizăm, șablonizăm, standardizăm răspunsurile pe care le așteaptă un evaluator la examenul de bacalaureat de la elev, atunci riscăm foarte mult timp încă să rămânem în zona analfabetismului funcțional și a unei lecturi de obligație și nu de plăcere. Și abordarea inter- și transdisciplinară. Dacă nu v-am obosit încă, doar câte un moment pentru fiecare dintre aceste aspecte. Pentru consolidarea etosului școlar, am înțeles că cel mai frumos lucru este să încerci să le propui elevilor și un alt mediu decât sala de clasă. Scoaterea elevilor în condiții de atmosferă non-formală e și votul de încredere pe care le acordăm. Foarte pe scurt despre traseul didactic călătorie la librărie. În precondiții, părinții trebuie să-și dea acordul pentru a procura o carte, trebuie să asigurăm securitatea copiilor până la bibliotecă, să convenim cu librarul că va avea timp necesar pentru noi. Și aceste momente reușesc să devină cu adevărat memorabile pentru elevi. Am procurat cartea, au adresat întrebări librarului, au aflat despre cea mai vândută carte, cea mai întrebată de adolescenți, cea mai scumpă carte din librărie. Partea frumoasă a continuat revenind în sala de clasă, când elevii și-au făcut dedicații unul altuia și-au dăruit cartea și pentru că putem să facem în ansamblu mai multe lucruri. Le-am cerut pe acest itinerar să fie atenți la străzile pe care le traversează, numele cui sunt, întorși în școală, să facă prezentări despre personalitățile, numele cărora sunt astăzi străzile parcurse de ei, să facă itinerarul fizic dus-întors. Deci am încercat o abordare, hai să spun așa, foarte complexă și pentru orientarea în spațiu și pentru orientarea în strategii de lectură și pentru plăcerea cititului și pentru dezvoltarea personală și pentru cunoașterea istoriei locale. Câteva dintre strategiile care funcționează în cazul prelecturii, le-a plăcut elevilor foarte mult să formuleze orizontul de așteptare, cunoscând doar titlul lucrării sau cunoscând câte ceva și din biografia autorului. Secvența de film ca predispunere pentru lectură
asigură și etosul școlar și intrigă pe elevi. Frumos a fost să văd secvența de film înainte de discutarea cărții Eu sunt Malala, prin care au încercat și au înțeles mult mai bine contextul social, cultural, istoric, politic în care se desfășoară acțiunea și povestea în sine și istoria de viață. Trebuie să finalizez, depășesc timpul. Deci din tehnicile pentru lecturile succesive, puțin de tot despre inferențe, elevii nu au capacitatea, nu au posibilitatea de fiecare dată să recurgă la dicționar pentru a înțelege sensul cuvintelor și atunci încercăm în baza ceea ce oferă textul, în baza cunoștințelor și proceselor intelectuale pe care le pot desfășura, să asigurăm comprehensiunea. De exemplu, pentru un fragment din textul Trenul de noapte de Ioan Groșan, sensul cuvântului acar la moment nu era cunoscut. Și atunci haideți să vedem cum ajungem fără dicționar la acest sens. Sufixul ar denumește profesie, hierar, tâmplar, deci acarul a trebuit să fie o persoană care face ceva. Polisemia cuvântului ac ne-a dus la cuvântul pârghie. Deci e o meserie legată de pârghii și atunci ajutorul profesorului este de a orienta, dar mult mai puțin decât de a-i spune direct elevului ce înseamnă acest cuvânt. Dacă este acar și trebuie să se ocupe de trenuri, de ce culege roșii, sparge lemne și joacă toată ziua cărți, înseamnă că pe acolo trec trenuri puține. Rămânem cu elevii în text, dezbatem situațiile, îi invităm pe ei să creeze textul și să-și răspundă la întrebări. L-a pus lectură un singur moment. Frumos este ca elevul să compare jurnalul de idei pe care îl creează atunci când abia face cunoștință cu textul și jurnalul de idei pe care îl redactează după ce am studiat opera. Rămâne înșiși impresionați de frumusețea lucrului pe care l-au făcut cu textul și cum se deschide opera atunci când se lucrează cu ideile, cu mesajul, cu resursele stilistice. La capitolul abordarea lecturii din perspectivă interdisciplinară, un singur moment, instrumente web 2, elevii noștri sunt moderni și atunci și strategiile noastre trebuie să țină cont de modernitate. Pentru instrumente web 2, o tehnică se numește platforma Vocaro, elevii înregistrează mesajul online și îl expediază printr-un link profesorului. Le-a plăcut foarte mult și au mărturisit că au înregistrat de 3 ori, de 4 ori și de 5 ori acest mesaj. Pentru că și-au auzit vocea, și-au auzit pronunția, este un exercițiu foarte bun și pentru a obține respectarea normelor ortoiebice. Iar atunci când provocarea este să-și expună punctul de vedere, are voie omul să se joace de a Dumnezeu într-un discurs personalizat pe marginea textului Omul Amfibie de Beleaev, provocarea a fost primită chiar acceptată cu entuziasm. Ultimul aspect, diferențiere și individualizare. Cum lucrăm cu elevii capabili de performanță școlară, dar ce facem cu acei care întâmpină dificultăți în înțelegerea textului. Experiența ne-a demonstrat că doar prin abordare individualizată putem obține succes. Și atunci diferențiem activitatea pentru elevii capabili de performanță prin inițierea lor, prin provocarea pentru diferite concursuri, dar lucrăm individual prin orele de consultație, prin lecții la distanță,
cu elevii care întâmpină dificultăți. În abordarea aceasta individuală, profesorul se poate plia pe necesitățile concrete ale elevului, pe ritmul acestuia, poate recurge la un limbaj mult mai accesibil pentru a explica. Acest lucru se întâmplă în situația în care noi vom manifesta totalul respect și încredere în faptul că avem în față un suflet care trebuie să crească. În concluzie, dacă utilizăm strategii eficiente în context adecvat și alegem inspirat textele propuse, îi invităm pe elevi să vină ei înșiși cu propuneri de lectură, atunci avem șansa, poate chiar certitudinea, că putem trece de la un lector entuziasmat la un lector sofisticat. Ce recomandări am avea? Literația trebuie să devină un element de bază al procesului educațional. Este absolut necesară diagnosticarea timpurie a nivelului de competență lectorală. Neapărat trebuie să diversificăm lista de lecturi suplimentare. Avem nevoie de manuale interactive, avem nevoie de abordări interpluri și transdisciplinare. Și atunci, prin sporirea motivației lecturii, îmbunătățirea randamentului calitativ al comprehensiunii, vom înmulți șansele individului de a se înțelege pe sine și a înțelege pe alții, contribuind astfel la formarea cititorilor activi pe tot parcursul vieții. Paul Cornea. Vă mulțumesc! Deci cum poate fi tratat motivul apă? Mă gândeam că lipsește apa și atunci vorbitorul o ține atâta până iese usul cu un gât. Doamna directoare a reparat treaba și când i-am oferit doamna Angela Lungă paharul de apă, zice, semn s-o închei. Deci poate și așa să fie tratat. Bine, în Roma vorbeai într-un picior. Cât îți ține piciorul, atâta vorbești. Vedem cum e mai bine. La Consiliul Europei se vorbește 3 minute, la Academie, după camertonul lui Cimpoi, să vorbim laconic, dacă nu laconic, măcar scurt, dacă nu scurt, măcar succint. Adică, uneori nu contează lungimea, contează și e important să nu te duci cu senzație de oboseală, dar să te duci cu câteva idei, îndeosebi atunci când apare cartea, bine ar fi fost să apară cartea cu comunicările înainte de, lucrurile se susțin reciproc și atunci avem o eficiență asigurată. Mulțumesc, Angela, ca totdeauna. Aha, noroc de apă. Acum circulă că de pe Facebook am pescuit acest proverb care se atribuie culturii africane: atunci când moare un bătrân, parcă ar arde o bibliotecă. Africii îi se atribuie această înțelepciune. Citeam retorica în fața morții a lui Dorian Furtună și totdeauna, mă rog, constatam pe pielea proprie că lumea devine mai curioasă și mai sensibilă la aniversarea sau la înmormântarea poetului. Nu ține mult sensibilitatea asta, dar eu am zis totdeauna trebuie de speculat această sensibilitate. Retorica în fața morții a lui Dorian Furtună a fost o intrare foarte interesantă în lumea cărților, pentru că are un magnetism incontestabil. Deci între retorica în fața morții și Homo Agressivus, deci ultima carte pe care eu am citit-o, dar e o carte pe care, după Harare, Homo Sapiens, Homo Deus, deci am ajuns, bine, mai este și Homo Ciberneticus sau unui autor român, dar în linia lui Harare vine Homo Agressivus. Deci e o carte densă ca o rodie, chiar nu pot sări niciun rând și atâtea surse, că număram cu cocoana mea, peste 1000 de surse pentru această realizare. Acum, doamna director îmi spune, păi cum, doctor în biologie, zic, doctor în etologie, și când citești această carte, îți dai seama că
autorul trebuia ca să fie pertu cu foarte multe domenii, ca să pară atât de sigur pe această mreajă a instinctelor, pentru că despre instincte vorbește, unde acest vector agresiv nu ne-a slăbit niciodată, cât de civilizați și culs nu am fi. Adică să înțeles că eu acum îl prezint pe Dorian Furtună și îmi pare bine că această carte e dedicată prietenului meu, tatălui Ion Furtună. Dorian, ai microfon într-un picior, vorbești. Mersi, domnul Filip, pentru această prezentare. Într-adevăr, eu vin dintr-un alt domeniu decât cel al biblioteconomiei. Eu sunt biolog de profesie, sunt etolog. Etologii studiază instinctele, emoțiile, stresul, dar ca autor de cărți, ca biblioman, eu întotdeauna am fost impresionat de efectele benefice ale lecturii în terapia stresului. Pentru că, dacă mi-amintesc eu bine, cel puțin de mic, pentru mine lectura era nu doar o oază de cunoștință, era ca un refugiu. Nu căutam eu terapie atunci, căutam satisfacția cititului și înțelegeam că mai bine, mai plăcut decât să citești, puține lucruri există pe lumea asta. Chiar dacă am crescut, eram tânăr deja, juni, matur, tot înțeleg că puține lucruri sunt mai bune decât este cititul. De aceea, iată, eu am hotărât, vă mulțumesc pentru invitația la această conferință, am hotărât să vorbesc astăzi despre efectele terapeutice ale cititului, așa cum le-am înțeles eu din experiența mea ca etolog. Nu durează mult, aș putea să-l rostesc, să-l citesc și într-un picior, dar pentru că azi este noi studenți pe cititul. Dorian, mă iersi, eu îi fac atenți pe operatorii TV. Voi filmați-l când stă într-un picior, să vedeți că el stă într-un picior. Se face așa, apropo, ca etolog, deja vorbind despre cocostârcii sau păsările care stau într-un picior, s-a descoperit că ele fac asta inclusiv pentru a conserva nițel energia musculară, dar și pentru termoreglare. Când un picior este sub penaj, este mai cald, dar ele mai schimbă piciorul, așa că dacă o să fie foarte frig, o să procedez și eu ca păsările, dar deocamdată mă simt așa potrivit cu temperatura în acord. Pentru că noi astăzi vorbim despre citit, despre citire, o să citesc și eu, mai ales că am de rostit niște fraze, niște nume, niște cifre pe care vreau să le pronunț cu exactitate. Am observat în mai multe interviuri că atunci când sunt întrebați, intervievați, ce ați luat cu voi pe o insulă nepopulată, majoritatea sau chiar majoritatea absolută, toți spun că în primul rând spun că ar lua câteva cărți. N-am auzit niciunul să spună că ar lua un televizor cu un spinsul nepopulat. Probabil un televizor le enerva și mai mult și le-ar crea și mai mari frustrări, le-ar spori chinurile într-un fel ale izolării. Însă cartea are efect calmant și majoritatea oamenilor care au o închipuire care nimeri pe o insulă nepopulată, înțeleg că o carte poate fi o bună terapie împotriva singurătății. Dar o carte poate fi și o bună terapie împotriva abundenței sociale. Ceea ce trăiesc foarte mulți dintre noi astăzi, trăim de nevoie, un fel de abundență socială. Împotriva mediului prea plin de relații, pentru că noi avem foarte multe relații cu care nu suntem foarte așa ok, da? Am dorit să le evităm pe unele. Un mediu plin de stres, plin de solicitări, de frustrări și pentru orice individ care dorește să evadeze episodic din lumea asta atât de împovărătoare, cartea este remediu ideal. Mai ales dacă poți închide o ușă, dincolo de care ești doar tu, cartea și nimeni altcineva. S-a păstrat o frază vestită a călugurului Augustin Thomas a Kempis din secolul XV, care spunea: în toate lucrurile am căutat pacea și n-am găsit-o nicăieri, decât în cărți și în retragere din lume. Deci puțin dintre noi pot alege opțiunea monahală de retragere din lume, dar retragerea în cărți e la îndemână oricui și cu mare folos. Sunt studii contemporane care arată că cititul are efecte anti-anxietate, iar anxietatea este una dintre bolile secolului 21, și antidepresive aproape la fel de puternice ca efectele de la ședințele de psihoterapie. Și cu cât mai grele sunt vremurile, cu atât mai salvătoare sunt cărțile pentru individ. Mi-amintesc cum scria cineva dintre intelectuale români că în România ceaușistă era înalt nivelul de cultură generală
tocmai pentru că multă lume bună s-a refugiat în lectură. Era o formă de rezistență prin cultură, cum se spunea atunci. Acest fenomen este ilustrat mai ales de cazul Pălteniș, ca unul dintre exemple. Jurnalul de la Pălteniș al lui Liceanu este o mărturisire a terapiei prin lectură prin care a trecut autorul, împreună cu Andrei Preșu, în vizitele lor la Constantin Noica. Și totodată jurnalul însuși a constituit o terapie pentru câteva generații de cititori. În Uniunea Sovietică, apropo, s-a întâmplat la fel. Mulți intelectuali, mulți oameni cu studii superioare s-au retras în lecturi ca într-o formă de disidență. Asta explică, printre altele, miracolul sovietic, și anume faptul că Uniunea Sovietică era considerată cea mai cititoare țară din a doua jumătate a secolului 20. Cititorii sovietici, de fapt, se alinau cu ajutorul cărții și citeau mult. Dar să avem în vedere că și oamenii simpli, țăranii, au apreciat efectul terapeutic al cititului. Un exemplu evident este cititul Bibliei. Cititul și recititul Bibliei, cunoaștem persoane netate care recitesc a 6-a, 7-a oară Biblia. Să știți că majoritatea celor care citesc și recitesc Biblia o citesc nu atât pentru a cunoaște, fiindcă Biblia nu are o valoare de enciclopedie, cât pentru a se cufunda într-o transă religioasă. O citesc pentru a găsi în preceptele creștine o alifie pentru dezamăgirile și greutățile vieții lor. Ca un fapt divers, în prezent, printre cele mai cititoare țări din lume sunt Egiptul și Iranul. Știți de ce? Pentru că acolo lumea citește în transport, citește stând în rând, citește oriunde are prilejul, citește Coranul. E o formă de terapie colectivă, e o biblioterapie, susținută în mod conștient de autoritățile statului, care au înțeles impactul acelei cărți religioase asupra liniștirii sufletești și, totodată, sociale. Dar mult mai devreme, încă în perioada antică, deasupra intrării unei biblioteci din Egipt, scria loc pentru întremarea sufletului. Biblioteca de la Teba, pare-mi-se. Oamenii cu mii de ani în urmă, deci, erau invitați să facă terapie prin lectură și făceau. Istoria cunoaște și regi și alți demnitari înalți care erau extrem de pasionați de cărți. Despre marele vizir persan, Abdul Qasem Ismail, care a trăit în secolul al X-lea, se povestește că avea o bibliotecă uriașă de peste 100.000 de cărți, de care nu se despărțea niciodată. Când pornea într-o călătorie, el încărca uriașa bibliotecă în spinarea 400 de cămile, formând o caravană nemaipomenită. Cu toate că era vizir și își permitea de toate, se simțea totuși mai confortabil psihologic dacă avea și cărțile alături. Mai aproape de noi, în perioada Primului Război Mondial, britanicii își tratau soldații răniți pe front nu doar cu pastile, ci și prin aprovizionarea spitalelor cu cărți. Se consideră că mii de soldați britanici au fost tratați de sindromul stresului post-traumatic, anume cu ajutorul cărților. Lectura i-a ajutat să depășească durerea și coșmarul cu care veniseră de pe câmpul de luptă. Tot atunci, în 1916, apare pentru prima dată termenul de biblioterapie, fiind utilizat de preotul Samuel Crowers. Acela a susținut în mod ironic că o carte poate fi stimulant, sedativ, iritant sau somnifer, depinde de cartea pe care o alegem. Pentru mine personal, de exemplu, când eram elev, în calitate de somnifer, acționa istoria eroglifică de Dimitri Cantemir, câteva rânduri sau pagini și adormeam instant. Astăzi există și clinici specializate în biblioterapie. În zilele noastre, în Londra, există doctori care prescriu cu rețetă cărți special deselectate pentru o tulburare psihică sau alta. Și doctorii aceștia au tot temelul să o facă. Un studiu din 2009 a descoperit că cititul reduce nivelul de stres acut, dacă o persoană este stresată acut, un eveniment neplăcut, și să oferă posibilitatea să citească. Deci se reduce nivelul de stres acut cu 68%, chiar și după numai 6 minute de lectură. Pentru comparație, muzica reduce stresul cu 60%, o ceașcă de ceai sau cafea cu 54%, o plimbare cu 42%, un joc video cu doar 21%, să le spunem asta tinerilor. Deci, a te pierde într-o carte e cea mai bună metodă antistres, de calmare și relaxare, cu efect aproape instant. Avusese dreptate poetul Iosif Brodsky atunci când a spus să citim cărți, fiindcă o carte ne costă mult mai ieftin decât o vizită la psihiatru. Pe timpul lui Brodsky încă nu erau psihoterapeuți, erau doar psihiatri și atât mai salvator era cititul. Apropo, citisem de anii studii că printre profesiile cu cel mai scăzut nivel de stres, în lista acestor profesii se încadrează grădinăritul și
bibliotecar. Evident, domeniul lor de activitate presupune o terapie continuă. Cel puțin atât timp cât se află acolo în bibliotecă. Până nu pășesc pragul bibliotecii, că acolo deja e o altă poveste, altă istorie. Ce interesant, nu contează, uneori nu contează ce carte citești și, în orice caz, poate cufunda în lectură e cea mai eficientă formă de evadare din mediul supra-solicitant, din mediul poluat sonor, poluat vizual, poluat informațional. Cartea este un antidot perfect pentru frustrările cotidiene. În plus, cum a spus cineva, cel pasionat de cărți niciodată nu se culcă de unul singur. Ce interesant, nu contează ce carte citești, spuneam, poate fi și ficțiune, și non-ficțiune, și filozofie, și poezie. Important este să-ți inducă o stare de plăcere estetică sau filosofică. Important este să te conducă într-o lume unde te simți bine, unde poți comunica cu cartea, cu eroul, în felul tău și în ritmul tău. Așa cum a zis Marcel Proust într-un eseu despre citire, cărțile nu te obligă la socializare forțată, mai ales e valabil pentru introvertiți. Cărțile sunt ca niște prieteni care nu te obligă la nimic, iar atunci când le părăsim, o facem cu regretul că părăsim o companie atât de confortabilă și inteligentă. O idee asemănătoare găsim și la Wentworth Dillon, un vechi poet irlandez. El zicea, alege autorul așa cum îți alegi un prieten. Și din acel moment încolo, dacă autorul a fost ales bine, cititul va fi ca o confesiune reciprocă. De altă parte, eu nu recomand cititul rapid, care e la modă azi. Am scris cu un alt prilej într-o cărțulie de mea, că nu înțeleg cei care se laudă că au citit peste 100 de cărți pe an. Sunt din ăștia chiar și în Moldova. Cineva se lăuda, a bătut un fel de record la noi, a citit 130 de cărți pe an. Asta mi-amintește concursurile de mâncare în viteză a hamburgerilor. Când burta nu mai înțelege de ce a nebunit gura. Așa e și cu cititul la viteză. Apoi există un risc specific în cititul ăsta la viteză. Poți termina cartea înainte să înțelegi că a fost proastă. Ce se întâmplă cu mulți trei. Vreau totuși să menționez tinerii și sub aspect pozitiv. Contrar impresiilor noastre, am găsit statistici care înregistrează în prezent o creștere a nivelului de lectură printre tinerii de 20 de ani. În orice caz, unele studii din Occident arată că tinerii de 20 de ani citesc mai mult decât cei trecuți de 30 de ani. E adevărat că tinerii vizitează mai rar bibliotecile. Eu eram elev, eram abonat la vreo 5 biblioteci, una la țară, la bunica, și 4 aici, în Chișinău. Acum nu frecventez bibliotecile, doar pentru a vorbi, a ține niște lecții. Asta se explică prin accesul la cărți în librării, mai întâi de toate, prin comenzile online, prin utilizarea e-book-ului, prin utilizarea internetului. Deci tinerii citesc și faptul că nu frecventează bibliotecile nu e neapărat un indicator că ei s-au îndepărtat completamente de carte. Deci, ce spun aceste studii? De ce au început tinerii iarăși să citească? Fiindcă a fi inteligent devine din nou prestigios. Din nou este apreciată erudiția, cultura generală, talentul, cum se zice în engleză, smart is the new sexy. Apoi tinerii de azi au nevoia lor de a se refugia în lectură. În epoca epidemiei de depresie și anxietate, cartea este un leac pentru mulți dintre ei. Asta trebuie, apropo, să le transmitem, să le explicăm. Cum am zis, cărțile în multe privințe pot ajuta mai bine, mai eficient și mai de lungă durată și mai puțin costisitor decât ședințele de psihoterapie pentru diferiți adolescenți. În zilele noastre se mai produce un fenomen uimitor. În Occident, dar și în România, există tot mai mulți tineri deștepți de succes care abandonează capitala și pleacă. Dar pleacă nu peste hotare, nu. Ei pleacă la sat, în provincie, pentru a trăi liber, fără stres, fără goană capitalistă după bani. Ei pleacă la sat, la marginea pădurilor și a râurilor, pentru a fi absorbiți de pasiunea grădinăritului, a pescuitului, a cititului. Este un fenomen care ia amploare, apropo. Și pe mine mă duce gândul meu la asta. M-a impresionat mult jurnalul unui cititor, scris de Gabriel Brebenar, un tânăr român împătimit de lecturi, care a ales să părăsească orașul și să se retragă la țară, unde viața e mai simplă, timpul e mai lent, zarva lumii e mai redusă, iar cărțile pot fi citite zilnic, fără ca ceva sau cineva să te distragă de la lectură.
El și-a motivat într-un mod admirabil decizia. Citez. Pot să-mi petrec timpul, adică toată viața, în companie celor mai mari spirite ale lumii. Scriitori, filozofi, pictori, sculptori, muzicieni, savanți, erudiți. Numai așa simt că nu mirosesc zilele care sunt limitate. Sunt dator să mă înțeleg, să înțeleg pe oameni, lumea, în măsura în care există înțelesuri. Închei citatul. Deci iată un om care a reușit, fie și pentru un scurt timp, să-și creeze un propriu mic paradis aici, pe pământ. În această lume grăbită și tulbure, el a găsit la țară, printre cărți, oaza sa de bucurie și plăcere. Deci, în încheiere, din aceste exemple învățăm că cititul nu neapărat are un scop. Nu e pentru a deveni mai deștepți, pentru a deveni mai funcționali, alfabetic sau pentru a avea succes în carieră. Cititul, mai întâi de toate, în închipuirea mea, reprezintă o cale, o chemare, o stare. Cum este notul pentru corpul însetat de libertatea mișcării, așa e cartea pentru mintea dornică de evadare din mediul prozaic și din șabloanele cotidianului. Cititul e o formă de zen al intelectului. Asta ar trebui probabil să le transmitem, pentru că noi nu încercăm să ne convingem unii pe alții acum, toți suntem conștienți de anumite lucruri, de majoritatea acestor teze, dar consider că, iată, sub acest aspect ar trebui să discutăm și cu cei tineri, să le explicăm că, dincolo de toate necesitățile și trebuințele care le cerem noi de la ei pentru școală, pentru profesie, cititul, dincolo de faptul că este și o plăcere, este o terapie bună pentru ei, poate că cea mai eficientă terapie din cele inventate până acum împotriva stresului. Mulțumesc pentru atenție! Dorian, îți mulțumim mult pentru această prelegere și îndemn comunitatea să urmărească site-ul Bibliotecii Naționale, fiindcă Dorian are mai multe întâlniri cu cititorii la Biblioteca Națională, cluburi de discuție care sunt destul de interesante și cu o tematică diversă, așa că urmăriți site-ul și veți întâlni cu Dorian Furtun și informații despre el. Mulțumim mult că ai găsit timp să te întâlnești cu noi astăzi aici. Următorul vorbitor este doamna Tatiana Ciocoi, doctor habilitat, conferențiar universitar, fondator al atelierului de comunicare inteligentă, Chișinău Cult, cu comunicarea marketingul lecturii. Mulțumesc tare mult! Bună ziua, stimate doamne și stimați domni, iubitori de carte și de lectură. Trebuie totuși să constat, înainte de a începe discursul, că în mare parte suntem femei în această sală și în mare parte aceasta este problema lecturii. Bărbații și-au găsit lucruri mai bune de făcut, mai prestigioase, mai productive, mai onorabile în societate și asta a lăsat amprenta asupra culturii cititului și a culturii în general. Sper să nu contrariez prea mult atmosfera festivă și încrezătoare în virtuțile lecturii și ale cărții care domnește în această sală, dacă am să spun câteva lucruri mai puțin plăcute. Eu lucrez la Universitatea de Stat din Moldova de 29 de ani. Lucrez la Catedra de Literatură Universală și Comparată a Facultății de Limbi și Literaturi Străine. Cam de vreo 10 ani am onoarea să conduc această catedră, care mai nou a devenit centru. Problema lecturii pentru mine este veche, dureroasă și isterică, aș spune. Îmi pare rău că a plecat doamna secretar de stat, pentru că o parte din ceea ce am a spune este adresat ministerului, este adresat guvernului, deoarece, într-adevăr, cum spunea și domnul Furtună, nu am venit aici ca să ne convingem unii pe alții cât de frumos este să citești cărți. Problema constă, sau
ceea ce m-a frământat pe mine acum vreo 5-6 ani în urmă, când am organizat la facultate o conferință pe tema lecturii, a fost un fapt puțin patologic, pentru că a venit la o facultate de limbi și literaturi și a nu dori să citești, ba mai mult decât atât, a urî cititul, mi se pare ceva de domeniul psihiatriei. Ori trebuie să știți că anume aceasta este situația în învățământul superior, cel puțin învățământul care se ocupă de domeniul umanist. Disciplina pe care o predau eu, adică literatură universală și comparată, înainte era o disciplină prevăzută în programele de studii ale Facultății de Jurnalism. De vreo 7-8 ani încoace, jurnaliștii nu mai fac literatură. Probabil au lucruri mult mai importante de învățat și tocmai de aceea se mai întâmplă să auzi reportaje la televizor în care un jurnalist spune "Schakes pe are" sau altfel. Mă rog. Facultatea de bibliologie, nu știu dacă așa se numește, vă puteți imagina că nu are cursuri de literatură? Dar care e specialitatea lor atunci? Nu au cursuri de literatură. Noi am avut cursuri de literatură la facultatea de istorie. Iarăși au fost scoase din program. Ceea ce a mai rămas, a rămas la facultatea de limbi și literaturi străine și în fiecare an, din programul de studiu, pe motiv că nu suntem rentabili, pe motiv că studenții au venit la facultate ca să învețe o limbă și nu literatura, care nu mai trebuie nimănui pentru că nu e reprezentată în școli, se taie din program în fiecare an, astfel încât literatura a rămas cam 5, poate 4% din volumul total de materie care se predă la universitate. Azi trebuie să recunosc că am venit puțin șifonată pentru că am avut o noapte proastă, din cauza că aseară mi s-a întâmplat un lucru total bulversant. Noi avem în cadrul facultății un departament de traductologie, unde vin cei mai mulți studenți, cam 80% din studenții facultății noastre se înscriu la traductologie. Probabil, în închipuirea lor, asta ar fi mai prestigios și le-ar oferi un loc de lucru mai bun în societate pe viitor, decât dacă ar face, să zicem, nu știu, studii de pedagogie. Nimeni nu-și dorește să fie profesor de limbă și literatură străină, nu mai zic, acum nu mă apuc să judec de limba și literatura română, pentru că ei până anul trecut au fost o facultate separată, din anul acesta, din lipsă de studenți, facultățile au fuzionat și au trecut la noi, la limbi și literaturi străine. Deci nu mă apuc să judec despre ei, la noi la facultate întreb în fiecare an dacă studenții vor să devină profesori și de fiecare dată mi se răspunde cumva ironic, mai că nu mi se arată la tâmplă. Glumiți? Da. Aseară, în cadrul acelui masterat despre care vă vorbeam, care e un masterat de traductologie și în cadrul cărui masterat e un curs mic de 28 de ore despre traducerea literară. Curs pe care eu îl țin. Și ca să le fac viața mai interesantă studenților, am decis să-l invit pe un editor din Republica Moldova, cunoscut, foarte cunoscut, dar n-am să-l numesc acum, ca să le vorbească despre cum funcționează traducerea literară ca business, ca afacere. El a venit, le-a prezentat ce a avut de prezentat, le-a vorbit, i-a tot întrebat de una de alta, ați citit asta, ați auzit de aia. Și după care a plecat. Eu am ieșit să-l conduc și când m-am întors înapoi, o fată plângea în hohote, iar altele, vreo 3-4, stăteau să o liniștească. Ce s-a întâmplat? S-a simțit frustrată și a izbucnit cu ură
Zice, urăsc școala, urăsc universitatea, pentru că ne-ați prostit și după asta ne aduceți oameni inteligenți ca să ne facă să ne simțim idioți. Înainte de a-mi citi discursul, îmi cer scuze pentru emoții, pentru că vă zic că am avut o noapte extrem de proastă după incidentul ăsta. Acum, eu am participat la viața mea la sute de conferințe, cunosc cronometrul domnului Cimpoi, știu treaba cu statul într-un picior și făcusem o comunicare foarte lungă, foarte academică, foarte științifică, la care am renunțat și pentru ziua de azi am făcut una scurtă, dinamică, distractivă, care ține de marketingul lecturii. Nu neapărat că eu sunt specialist în marketing, dar pretind că am niște calități analitice și de observare. Cine s-a născut în Uniunea Sovietică își mai amintește poate cu câtă mândrie și etalau oamenii cele vreo 30-40 de volume din biblioteca lor improvizată pe rafturile mediane ale mobilierului multifuncțional din salon. Majoritatea erau romane istorice sau de aventuri, dar se mai întâmpla și câte un Sholokhov, Saltykov, Shedrin, Simonov sau Fadeev. Sarcina de a familiariza cititorul moldovean cu marea literatură rusă nu putea fi totuși ignorată. Cei mai norocoși căpăta un abonament la seria Biblioteca Всемирной Литературы sau Жизнь замечательных людей. Cărțile costau mai puțin decât azi, aproximativ 3 dolari sau echivalentul a 10 pâini, dar făceau parte din categoria obiectelor deficitare, ceea ce le conferea valoare simbolică și statutară, făcându-le apreciate și dezirabile în calitate de cadouri. Ca să nu se deterioreze, cărțile erau învelite în ziare și citite, uneori repetat, în transportul public, în parcuri, la spital și, desigur, acasă. Cărțile trecute la index și cele prea burgheze, care nu erau destinate întregii gloate de cititori sovietici, cum era bunoară Joyce, Proust, Kafka sau Sartre, erau transcrise de mână în bibliotecile moscovite și citite rapid ca să nu întindă prea mult nervul celor de pe lista de așteptare. Cum era posibilă această pasiune pentru carte și lectură în absența publicității, a campaniilor de promovare, a prețurilor promoționale, a bonurilor de fidelitate și a altor strategii de persuasiune a consumatorului? Răspunsul este cât se poate de simplu. E adevărat că în Uniunea Sovietică nu exista un marketing de carte și unul al lecturii, dar funcționa perfect și fără nicio marjă de eroare motorul oricărei acțiuni de marketing, crearea necesității clientului în produsul oferit. Cărțile, dar mai cu seamă cărțile bune, erau fie deficitare, fie interzise, iar oamenii întotdeauna doresc ceea ce nu pot poseda sau ceea ce e asociat cu un pericol posibil, dar nu neapărat iminent. Aceste două mecanisme psihologice rudimentare, fructul interzis și culpa inocentă, înlocuiau întreaga mașinărie complexă și sofisticată a marketingului contemporan. În fond, non-marketingul sau anti-marketingul sovietic se baza pe un dispozitiv unidimensional de tip cauză și efect. Interdicția creează dorința de a transgresa legea implacabilă și a poseda obiectul râvnit. Cartea nu era, prin urmare, un obiect al necesității, ci al dorinței, la fel cum sunt astăzi iPhone-ul, hainele de marcă, Porsche-ul sau vacanțele pe Bali. Cum dorința consumatorilor constă în a avea mereu o dorință, aceasta nu trebuie niciodată satisfăcută până la capăt. Altfel spus, iluzia imposibilului, promisiunea fericirii, trebuie să renască intactă imediat după atingerea ei. Orice companie care se respectă deține astăzi un departament de content marketing, ai cărui specialiști calificați în psihologie, comunicare, storytelling, programare, neurolingvistică sunt plătiți cu bani grei, anume pentru a perpetua satisfacția parțială a consumatorilor, alimentându-le astfel dorința de a participa la jocul cererii și al ofertei.
Chiar dacă oamenii sovietici nu erau conștienți de efectele manipulatorii ale economiei deficitului, valoarea produsului și respectiv nevoia de a-l obține erau determinate de limitarea accesibilității, iar eficiența comercială a unei atare strategii l-ar fi făcut invidios pe însuși Philip Kotler. Bunoară, numai în 1957, fiecare moldovean a cumpărat literatură în sumă de 10 ruble și 23 copeici, adică aproximativ 10 cărți. Oamenii nu trebuiau convinși de utilitatea cărților, era suficient să le faci greu accesibile. A căpăta, a face rost, până și de un Dumas, sau mai ales de un Dumas, producea ad literam o fericire hormonală, un aflux de serotonină în sânge, care îi dădea individului sentimentul importanței, al respectului și al recunoașterii statutului său în mijlocul grupului. Cât privește marketingul lecturii, pe care trebuie să-l distingem de cel al cărții, deoarece cartea obiect poate avea o valoare utilitară în sine, bunoară ca piesă de decor. Aceasta era rezultatul unei fericiri hormonale diverse. Organismul uman secretă o doză colosală de dopamină, ori de câte ori reușește să evite un pericol sau să depășească un obstacol în calea dobândirii confortului psihic. Cenzura, exilarea sau interdicția anumitor cărți le propulsa imediat în topul celor mai citite, deoarece interdicția potențează dorința și conduce aproape negreșit la transgresarea legii, urmată de sentimentul culpei sau al fricii și de o puternică euforie atunci când riscul se dovedește a fi eludabil. Oricât de absurdă ar fi metoda restricționării, a dat rezultate remarcabile în sensul intelectualizării vieții și a transformat cetățeanul sovietic într-un campion mondial la lectură. Pe undeva, țin să vă spun că nu v-am citit, dar am să vă citesc. Că lectura este o formă de evadare sau de fintare a sistemului și că metoda restricționării funcționează de fiecare dată când se instaurează un regim dictatorial, ne convinge cutremurătoarea istorie povestită de Azar Nafizi în citind Lolita în Teheran. Când în Republica Islamică Iran este reintrodusă pedepsirea adulterului cu moartea prin delapidare, când gărzele revoluționare deghează purtarea șadorului, iar profesorii de morală percheziționează ghiozdanele în căutarea produselor de contrabandă, cărți, casete, brățări, și scurtează lungimea unghiilor până la sânge, când filmele și cărțile sunt interzise pentru că acțiunea lor are loc în orașele necredincioșilor, când până și ciocolata sau înghețata pot deveni un motiv de arest, 7 femei se adună în salonul fostelor profesoare de literatură pentru a citi cărți și a respira aerul libertății fără feregea. Scheherezada, arhetipul supraviețuirii prin narațiune, și Nabokov, cu a sa nestrămutoată încredere că cititorii sunt născuți liberi și trebuie să rămână liberi, sunt eroii acestor refugiate de ciuma tiraniei în lumea magică a literaturii. Acolo, în Living, va spune talentata Azar Nafizi, am descoperit că și noi eram ființe umane, pline de viață și că, indiferent de cât de represive se arătau măsurile de constrângere, indiferent de cât eram de speriate și de intimidate, puteam scăpa ca Lolita, creându-ne o mică oază de libertate. Am încheiat citatul. Dar ce e de făcut? Apare aici întrebarea cernășevskiană. Când cărțile nu mai sunt cenzurate și nici interzise, oamenii au voie să citească ce vor, să gândească fără oprelești, când librăriile debordează de ediții, serii și colecții ce cresc în progresie geometrică, iar bibliotecile reclamă în sfârșit lipsa de spațiu fizic pentru stocare. Întrebarea cheie este, de fapt, cum poate fi creată dorința de a citi cărți în situația când vechile mecanisme psihologice nu mai sunt funcționale. Din moment ce cartea, dar nu implicit și lectura, au devenit un bun comercial, ea a fost obligată să se conformeze legilor economiei liberale.
În lanțul producerii și consumului, editurile sunt primele interesate în obținerea profitului din vânzarea cărților marfă. Marketingul de carte este prerogativa editurilor și are în sarcină aceleași obiective ca și marketingul de ciocolată, brânzeturi, televiziune sau medicamente, televizoare sau medicamente, și anume identificarea, anticiparea și satisfacerea în mod profitabil a necesităților clientului. Precizăm că, spre deosebire de patriarhul domeniului, Philip Kotler, pentru care marketingul nu era decât un mecanism economic de satisfacere a nevoilor și dorințelor semenilor, specialiștii de azi recunosc că, înainte de a fi satisfăcută, dorința clientului trebuie mai întâi anticipată, adică creată. Dacă economiștii l-ar fi citit pe Bernard Shaw, bună oară, ar fi aflat cu uimire că acest scriitor genial știa deja totul despre cum se creează iluzia solicitării produsului pe piață. Când librăriile au refuzat să comercializeze Casele văduvelor, o carte incertă, semnată de un anonim, adică de Shaw, Shaw a vizitat aceleași librării de mai multe ori într-o zi, deghizat de fiecare dată în alt personaj, care întreba dacă au în vânzare celebra carte a numai puțin celebrului Bernard Shaw, determinându-i astfel pe librar să comande editurilor un număr cât mai mare de exemplare. Metoda Shaw se regăsește perfect în strategia bestsellerului și este utilizată pe larg în comerțul de carte și nu numai. De la titluri, teme, imaginile și culorile persuazive ale coperților și până la clasamente, recomandări, premii literare prestigioase, târguri internaționale de carte, totul este strategie de marketing, deja clasicizată și ușor răsuflată, care trebuie să convingă cumpărătorul de utilitatea investiției într-o carte. După edituri, librăriile sunt și ele interesate în antrenarea potențialilor consumatori în procesele de schimb. După o lungă perioadă de tranziție de la conceptul sovietic al librăriei luminiță, la un veritabil business de carte, librăriile moldovenești au început în sfârșit să facă uz de câteva strategii de marketing. Librăriile editurii Cartier se profilează mai curând drept oaze de cultură elitistă și platforme de promovare a autorilor autohtoni. Lansările de carte, noaptea cărților deschise, cu reduceri de 50% pentru orice operă pe care vrei să o deschizi, zilele literaturii române la Chișinău, dezbateri, lecturi publice și conferințe intens mediatizate sunt veritabile campanii de imagine a cărții, a scriitorului și, desigur, a editurii Cartier. Arsenalul media folosit, pagina web, indispensabilul atribut al business-ului contemporan, care prezintă în rețea portofoliul brandului Cartier și shared media, care informează abonații despre evenimente, noutăți editoriale, prețuri promoționale, punându-le la dispoziție instrumentele comerțului online și cele ale cărții electronice, le creează clienților un sentiment de apartenență la un club al aleșilor. Este un act de fidelizare a cumpărătorului, întărit de argumentele cardului de reduceri. Librarius, rețeaua concurentă de magazine de carte, tinde să acapareze nișa foarte largă a consumatorului de masă. Strategiile de marketing ale acestei librării se adresează unui cumpărător neavizat, căruia trebuie să-i scoți în prim plan cele mai populare produse în rândul altor consumatori, de presupus mai versați, și să-i recomanzi în funcție de contextul profesional, familial, evenimențial sau sezonier cele mai potrivite ocazii produse. Bună oară, în perioada concediilor de vară, Librarius își persuadează clienții să poarte cu ei pe plajă Labirintul spiritilor de Carlos Luis Zafón și povestea Faridei de Farida Khalaf. Cu următorul text: sunt cea mai super, nu rata șansa să mă deschizi, ia-mă cu tine în vacanță. Metoda Post in Notice, care sugerează deschiderea și confidențialitatea comunicării de la egal la egal, ca între prieteni, este cât se poate de eficace, cu condiția ca marketologul să cunoască conținutul cărților recomandate. Altfel, îl reduce pe Zafón la un scriitor de vacanță, ceea ce nu este cazul.
Acum câtva timp, pe vitrarele librăriei trona poza Getei Burlacu, pe fundalul unor rafturi pline de cărți. Sensul acestei istorii vizuale era asocierea calității produsului cu celebritatea protagonistei, care transferă întregul său arsenal de imagine, popularitate și seducție asupra obiectului căruia îi face publicitate, cum este, de exemplu, Catherine Deneuve, fața parfumului Chanel număr 5. Cu tot respectul pentru... trebuie să cobor deja în două picioare sau... Mai am doar puțin, vă rog să-mi permiteți să închei. Cu tot respectul pentru carismatica și foarte talentată Geta Burlacu, dar trebuie să spunem că în această campanie de PR s-a produs mai curând un transfer de imagine intelectuală asupra interpretei decât un impuls de imitare sau asociere a consumatorului cu gestul bibliofil al vedetei. Publicitatea cărților este încredințată revistelor patinate, ceea ce excită orgoliul potențialilor consumatori de a aparține la lumea glamuroasă a persoanelor foarte importante din societate. De exemplu, găsim în revista Aquarel rubrica Citește luna aceasta, care recomandă celor nostalgici cartea lui Victor Dragunski, Dinischina Rascază. Amatorilor de biografii, cartea Larisei Dubova, Clan Kennedy, iar celor de detective, Abnajonnaya Jara de Richard Castle. Într-un alt număr al aceleiași reviste este propus clasamentul celor mai bune cinci cărți despre sănătate, în care prima recomandată este Viva la Vagina, de Nina Brochmann. Revista economică Business Class deține și ea rubrica Must Read, care le recomandă oamenilor de afaceri cărți de potențare a succesului, cum ar fi numărul 1, Как стать лучшим в том, что ты делаешь, de Igor Mann, sau de cultura comunicării, Мужчины с Марса, Женщины с Венуса, Работают вместе. Ceea ce le lipsește acestor clasamente și recomandări este autorul de autoritate, autorul rubricii, autorul clasamentelor, am în vedere, de autoritatea căruia depinde credibilitatea expertizei, căci autoritatea revistei nu este suficientă în acest caz. Probabil, aceste încercări de a influența dorințele și necesitățile intelectuale ale consumatorilor au dinamizat semnificativ piața cărții, deși statisticile cu privire la apetitul de lectură al moldovenilor rămân dezolante. Conform datelor prezentate de Centru Analitic Independent Expert Group, timpul total dedicat lecturii este de 15 minute pe zi, dintre care doar 4 minute sunt rezervate cărților. Pentru comparație, în Germania, timpul mediu de lectură a cărților este de 38 de minute pe zi. Statistica guvernamentală este ceva mai optimistă privind timpul general de lectură, 17 minute pe zi, dar egală în rezultate privind cărțile. Din ancheta Lectura cărților și sănătatea intelectuală a moldovenilor, realizată de Magenta Consulting, reiese că 17% din respondenți citesc 8 cărți pe an, că femeile dedică mai mult timp cititului de cărți decât bărbații, iar cititorii de cărți sunt în general cei cu vârsta mai mare de 35 de ani. Oricât de aproximative și circumstanțiale ar fi, aceste cifre ne vorbesc despre faptul că moldovenii își pierd competența de a citi cărți. Subliniem competența și nu dorința sau necesitatea, iar competența nu mai ține de domeniul marketingului, ci de obligațiile instituțiilor de profil ale statului. Problema este că nu există o colaborare între marketologii de profesie și cititorii de profesie. Comercializarea eficace a cărților nu garantează lectura lor, pentru că dorința de a citi este virală și se răspândește datorită contactului cu pasionalitatea, profesionalismul, reputația și beneficiile statutare ale unor exemple de cititori. Replicarea la scară socială a modelului e posibilă doar cu condiția că modelul este unul de succes. Câți oameni de succes din această țară
politicieni, miniștri, manageri, guvernatori, sunt în același timp și cititori de carte. Retoric. După regula genului, acum este momentul pentru niște concluzii și recomandări. Concluzia e una singură. Dacă nu ne dorim să trăim într-o societate de analfabeți și de proști educați, cum îi numește Nassib Taleb pe absolvenții prestitatorilor de servicii educaționale, astea sunt universitățile în ultimul timp, avem nevoie urgentă de un marketing al lecturii. Cât privește recomandările, acestea se reduc la a nu reinventa bicicleta. Problema lecturii, dacă nu este globală, este cel puțin general europeană. Credem că a venit timpul să ne asumăm nu doar vectorul și fondurile Uniunii Europene, ci și conștiința europeană. Preocuparea pentru nivelul tot mai scăzut al literarității cetățenilor europeni, riscul de a crește o generație de analfabeți care are dificultatea de a înțelege și a scrie texte cu un vocabular simplist, capacitatea limitată de a percepe și a analiza critic informația programelor de studii liceale și universitare, care are drept consecință promovarea scăzută a examenelor și dificultatea integrării în câmpul muncii, reprezintă motivele constituirii în majoritatea țărilor europene a mișcării naționale pentru lectură. Modelul britanic al programului Bookstart, care a demonstrat rentabilitatea economică a investiției în competența lecturii, un fund investit aduce 25 lire de venit pe cap de locuitor. Nu știu ce formulă matematică au aplicat. Dacă aș ști formula matematică, asta ar fi poate cea mai bună exemplificare a rentabilității cititului în Republica Moldova. Dar, repet, un fund investit, 25 lire venit pe cap de locuitor. A inspirat crearea fundației Lesen, a citi, în Germania, ale cărei peste 100 de proiecte, campanii, studii, ateliere și acțiuni de promovare a lecturii, susținute de președintele, cancelarul, ministerele federale și agenții economici, sunt orientate spre crearea competențelor de lectură în întreaga societate germană, indiferent de posibilitățile materiale sau apartenența socioculturală a cetățenilor ei. Președintele fundației, Jörg Maas, declară că scopul programului este de a face din Germania o țară de cititori, deoarece competența lecturii este centrală, dacă nu chiar cea mai importantă cerință cheie a învățământului din Germania. Lectura și competența lecturii sunt baza succesului în învățământ și carieră. Lectura este esențială pentru crearea opiniilor, responsabilitatea socială și integrarea în comunitate. În sfârșit, promovarea lecturii este cea mai efectivă și eficientă investiție în învățământ. Și pentru că scopurile europene sunt comune, rețeaua fundațiilor lecturii funcționează la Amsterdam, Antwerpen, Haga, Viena, Oslo, Zürich, Praga, Paris, Tirolul de Sud, iar Lisabona a adoptat chiar un plan național al lecturii. Get Europe Reading Again este sloganul noii mișcări europene pentru promovarea lecturii în întreaga Europa. Get Moldova Reading Again ar putea fi cel mai bun lucru de făcut în următorii 20 de ani de tranziție. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Eram la Departamentul Cultură și aveam deasupra ușii două îndemnuri și pentru lume care intra la mine. Unul era, dacă poți să faci, e păcat să te prefaci că nu poți. Și altă lozincă era, altă îndemn era, dacă nu poți face bine, cel puțin ia-ți piciorul. Îmi părea că sunt așa de deștept, dar zilele astea pe Facebook am văzut că formularea asta primă îi aparține unui monah vechi, unui călugăr. Dacă poți face binele și nu-l faci, e mare păcat. Cam identic. Ni se dau niște talente, niște abilități. Ne dă Domnul să înțelegem că trebuie să ne fortificăm, să ne pregătim și la momentul când
avem de acum darurile și roadele, e păcat să nu le împărțim eficient. Cred că această portretizare îi se atribuie lui Adrian Ghicov, care e omniprezent la scenă deschisă, în proiecte de mare rezonanță și sunt foarte eficiente proiectele și au succes instituțiile care știu ca să-l acapareze, să-l câștige. Eu l-am văzut pe piele proprie în câmpul meu de luptă cum știe a motiva școlile, profesorii, pedagogii și elevii ca să se implice total. Ceea ce am văzut la Pașcani Hâncești, unde Adrian Ghicov a descoperit-o pe doamna director, Ecaterina Ursu, care are un potențial, o valență de moderatoare extraordinară. I-a pus la lucru de la clasele întâi până la clasele mari și pe toți pedagogii, adică nu erau străini de ce se întâmplă acolo. La mijloc era cartea Portul din Poartă, a lui Iulian Filip, unde vorba Claudiei Balaban, o abundență de motivul morții. Și el a început, m-a atacat, domnule, dar ce atâta moarte? Domnule Claudiu, o vorbim, nu e numai decât minor a vorbit despre moarte. Au luat în calcul, memento mori nu înseamnă aleluia, numai decât. Nu știu, Adrian, dacă ți-a plăcut, cum te-am introdus, așa știi, la microfon, dar mie mi-a plăcut. Da. Adrian Ghicov. Sigur că mă onorează. Bună ziua! Am vrut să zic Hristos a înviat, pentru că Hristos a înviat se spune fiecare zi. Asta m-a plăcut și eu de curând și m-am bucurat foarte mult. Deci Hristos a înviat. Mai ales pentru această comunitate de lectură care sunteți, care suntem, și pentru această plăcere de a ne revedea cu unii și de a ne cunoaște cu alții, pentru că e o adevărată satisfacție să știi să faci lectură, nu doar să vorbești despre lectură, dar să faci lectură împreună cu elevi, împreună cu profesorii, nu doar de limbă și literatură română, și mai ales împreună în colaborare frumoasă, constructivistă, convingătoare cu dumneavoastră. Cele care sunteți, de fapt, și reprezentanți expresia feminină a biblioteconomiei, da? Să zic, din Republica Moldova și nu doar. Vă mulțumesc mai întâi că sunteți și că sunteți mereu în deschidere către ceea ce înseamnă formarea competenței de lectură și veniți cu un sprijin real oferit școlii. De curând, eu și câțiva colegi de-ai mei am lucrat asupra documentului curricular la limba și literatura română pe dimensiunea gimnaziu și liceu și am insistat chiar să redimensionăm un pic perspectiva asupra lecturii. Aici îi mulțumesc doamnei profesor Ciucoi pentru că mi-a și făcut introducerea în comunicarea mea, pentru că despre competența lecturii vreau să vorbesc în continuare. Sper să nu depășesc prea mult, dacă iertare. Deci am încercat să redimensionăm un pic perspectiva de abordare a competenței de lectură în gimnaziu și liceu. Am încercat să lăsăm la gimnaziu, să formăm la gimnaziu un lector incipient, un lector naiv, cum să zicem, cum mai zice știința, un lector care să citească ghidat, fiind de profesor, luat de mânuțe de profesor și de dumneavoastră bibliotecarele care sunteți aici și nu doar. Iar pentru liceu am conceptualizat lectura ca o activitate pe tot parcursul vieții. Și aici a sunat în discursul colegii mele, Angela Lungu. Lectura, deci în liceu trebuie să insistăm pe formarea, pe dezvoltarea competenței de lectură și pe formarea lectorului, astfel încât ieșind din liceu, intrând în traseul acesta realist al vieții, să vrea să mai citească. Să meargă la carte și să vrea să citească în familie, în microcomunitatea de lectură. Pentru că, vedeți, am făcut și o cercetare în aspectul ăsta, în toată lumea există comunități de lectură, oamenii se asociază în aceste comunități de lectură tocmai din nevoia de a verbaliza, de a socializa, de a-și împărtăși impresiile de lectură. Noi mai suntem tributari ideii acestea de a impune cumva.
iată, dacă nu este precizat în curriculum, dacă nu e precizat în, nu e solicitat prin examenul, mai ales de absolvire, nu se prea citește, din păcate. A trebuit să vedem, vă zic că documentul poate fi foarte bun, foarte bun și noi avem exemple suficiente de rechet când documentele sunt foarte bune, dar nu sunt lucrative. Când se stau și se prăfuiesc pe raftul directorul, vicedirectorul, directorul adjunct sau a directorului în bibliotecă, dar nu funcționează bine, pentru că depinde sau contează foarte mult în ce măsură profesorul la clasă, în ce măsură bibliotecarul este format și apt, are competența profesională să aplice, să valorifice dezideratele documentului respectiv. În domeniul citirii, aici când s-a vorbit despre ieșirea din zona aceasta de analfabetism funcțional, mai rămânem totuși, rămânem în, în această zonă cu mare regret, deja avem o creștere procentuală de 11% la PISA 2015, sper că cunoașteți rezultatele. În domeniul lecturii elevii de Republica Moldova obțin media de 460 puncte față de 388 de puncte la PISA 2009+. Aici înregistrează același nivel mediu estimat cu elevii din Mexic și Thailanda. La PISA 2015, 54,2% dintre elevi din Republica Moldova au fost considerați competenți în domeniul citirii, față de 42,8% la PISA 2009, având, așa zice raportul OECD, nivelul de cunoștință egal sau mai mare decât noțiuni elementare, adică suficient pentru a participa productiv în viața societății, și noi nu resimțim asta, chiar nu resimțim, pentru că ne dorim un lector avizat la liceu, ne dorim un lector pasionat, ne dorim un lector care să vrea să citească și după încheierea studiilor. Pentru comparație, în țările membre OECD, indicele mediu este de 79,9% față de 82% în 2009. Am luat aceste repere PISA, fragment din raportul bordului OECD elaborat. Știți că această testare este una externă, deci nu se implică profesorul nostru, testele vin de la bordul OECD, sunt aplicate, sunt verificate acolo și raportul final tot de acolo vine. Deci e o testare credibilă, e un raport și sunt date credibile. Iată, vreau să vă amintesc, unii poate cunoașteți deja, bordul OECD PISA în 2012 schimbă perspectiva asupra competenței de lectură și atenționează școala că competența de lectură trebuie privită un pic altfel decât o interpretam până la acel moment. Dacă până la acel moment foarte mult accent școala punea în studiul textului, în studiul operii literare și a textului de diferit tip, pe reflectarea asupra formei textului și evaluarea acestei forme, competența PISA din 2012 recomandă mai întâi deci formarea unei înțelegeri globale și dezvoltarea unei interpretări, după care reflectarea asupra conținutului textului și apoi evaluarea. Iar discuția despre forma textului rămâne spre final. Deci două paliere în raport cu această competență. Elevul folosește în primul rând conținutul textului și după asta folosește mai apoi cunoștințele din afara textului. Identifică, interpretează și integrează, reflectează și evaluează. E interesant de observat că didactica franceză, dar în general Europa, vreau să vă spun, pune în valoare patru perspective, patru paradigme de studiu, de modele didactice ale lecturii, de studiu a literaturii, adică de lucru pe text. Și când vorbesc despre lucrul acesta, mă refer nu doar la școală, mă refer și la activitatea dumneavoastră implicită, cotidiană, de zi cu zi. Deci modelul cultural, modelul lingvistic, modelul social și modelul orientării spre cititor. Două sunt viziunile strategice. Prima viziune ar fi centrarea pe text, ceea ce am făcut noi până acum. Excesivă centrare pe text cu aglomerare excesivă de teoretizări, de teorie literară și de nu știu ce, vrând parcă să creăm, să formăm în școală criticul literar. Și perspectiva a doua, abia acum am văzut că trebuie să schimbăm optica, și perspectiva a doua, centrarea pe elev, adică centrarea pe cititor, care vizează prioritar modelul orientării spre cititor. Asta implică dezvoltarea personală și gândire critică, competență de comunicare, experiență personală, percepțiile cititorului asupra textului, opiniile cititorului și schimbul de opinii neapărat, preferințele și interesele elevilor, la nivelul managementului grupului de lectură sau al clasei, discuții în grup,
discuții frontale, preponderent ghidate, la nivel de rol al nostru, al profesorilor și al dumneavoastră bibliotecarilor, ghid facilitator, ghid stimulator, lider al discuțiilor, devine cititorul, devine elevul. Noi facilităm. Și cum evaluăm din perspectiva aceasta? Cum verificăm că avem, dacă avem sau nu dreptate? Prin formularea de opinii neapărat, prin evaluarea textelor literare și exprimarea propriilor judecăți de valoare. Asta trebuie să facă școala și nu doar, când zic de școală, nu mă refer doar la disciplina școlară, limba și literatura română, mă refer la toate disciplinele școlare, pentru că la toate disciplinele școlare învățăm, operăm cu textul și învățăm elevul să citească și să înțeleagă ceea ce pauză citește. Ori asta vizează ieșirea din zona analfabetismului funcțional, pentru că acolo mai suntem încă. Și ceea ce se spune în ultimul timp, că avem o creștere, că nu știu ce, că nu știu cum, poate că e și această creștere, și dacă este această creștere, e în primul rând activitatea dumneavoastră a bibliotecarilor și a profesorilor de română. Nu e și activitatea celorlalți profesori din școală, pentru că astăzi mai resimțim această viziune, cumva, nu o să o cataloghez, că citim bați acolo la română, că nu poți citi. Nu poți citi. Dar funcția aceasta revine tuturor disciplinilor școlare, de aceea am optat și prin tot ceea ce voi face în continuare, am făcut și voi face cu profesorii de română, cu studenții mei, cu elevii mei, e să încercăm să scoatem lectura, dacă vreți, din cătușele disciplinii școlare, limba și literatura română și să facem un bun colectiv pentru toate disciplinile din planul cadru de învățământ, să formăm profesorii să opteze pentru lectură și să valorifice la modul practic lectura la clasă, la fiecare disciplină școlară și firește începând cu manualul școlar, care oferă un text. Oferă un text științific și profesorul de matematică, de biologie, de chimie, profesorul respectiv, îi revine misiunea să citească cu elevul, să-i explice și după asta să trimită la cărți fundamentale, la cărți care formează cu adevărat perspectiva aceasta umană, adică care au valoare formativă până la urmă. Cum putem face asta? Eu sunt autorul conceptualizator, dacă doriți, a programei și a testului de bacalaureat la română, pe care l-am elaborat încă în 2000. Vă spun foarte sincer, cu mâna pe inimă, că am elaborat acest test pentru o perioadă de tranziție. Ne-am zis, pentru 2-3-4 ani, pentru că știința filologică evoluează și în mod normal trebuie să redimensionăm și noi testul și trebuie să avem o altă perspectivă asupra evaluării competenței de lectură. Și atunci, în 2000, cu foarte mare zăzanie, cu foarte mare conflict în raport cu unii scriitori, cu unii profesori de română care au obișnuiți cu acele compuneri, dacă țineți minte, compuneri învățate pe de rost, venit, scris, ieșit, uitat, de la examen, am introdus perspectiva aceasta care înseamnă text la prima lectură, la prima vedere, din autor cunoscut. Și aici e marea gafă, că nu se respectă perspectiva aceasta, autor consacrat, cunoscut din literatura română. Astfel ne pomenim cu fel de fel de amatorisme, texte, amatorisme prin pretestări și nu știu ce, și nu este cazul. Pentru că foarte clar zice programa de examen, text consacrat, din autor consacrat de literatura română. Am încercat să venim cu o nouă perspectivă, aprins, dar e cazul deja să schimbăm, suntem din 2000, suntem în 2019. O evoluție fulminantă a științei filologice, a didacticii disciplinilor filologice. Și e cazul redimensionării din perspectiva axării pe cititor. Tot vorbim astăzi de dimensiunea aceasta, să evaluăm, să întrebăm copilul ceea ce predăm. Da, cu siguranță. Să evaluăm neapărat la lectură, deci perspectiva cea plăcere lecturii, prin niște item, prin niște sarcini de lucru care neapărat s-ar axa pe succesul lui și așa mai departe. Cum trebuie făcut lucrul acesta? Încă în 1997, savanții au descoperit, au vorbit, au fundamentat o grilă a rolurilor cititorului și o parte dintre noastre cunoașteți chestia aceasta. Dacă ne punem să intre în examen, examenul pentru lectură, să intre în examenul la limba și literatura română și în gimnaziu și în liceu și în clasele primare, dacă doriți, și să iasă cu o satisfacție de acolo, că a scris și a știut și ce a putut elevul, trebuie să revedem perspectiva aceasta și să axăm testul, să axăm proba pe evaluarea competenței de lectură, dar în mod autentic. Cum o putem face? Câteva perspective pe care le recomand și profesorilor, dar și dumneavoastră, pentru că lucrați suntem cu toți în aceeași barcă, nu? Vorba scriitorului. Lectura textului ca detectiv, caut indicii, asociez, trag concluzii.
citesc textul ca scriitor și vreau să ajung acolo, că avem și un scriitor aici consacrat. Am format câteva sarcini de lucru pentru colegii mei, dacă vă vizează și pe dumneavoastră. Fac predicții, imaginez, pot să continui sau să schimb povestea, de ce nu? Văd textul ca un colecționar, descoper, învăț și folosesc cuvinte noi cu care pot impresiona în discursul meu. Sunt un gramatician. Urmăresc cât de corectă și coerentă exprimarea personajelor, ce îmi spune acest lucru despre ele, îmi îmbunătățesc exprimarea și înțelegerea mesajelor. La lectura textului sunt un pictor, adică îmi imaginez personajele, locurile, pot desena sau scrie despre ce îmi imaginez. Cititorul sensibil, sunt un cititor sensibil, mă bucur sau sufer odată cu personajele, pot ține un jurnal despre ce m-a impresionat sau despre ce l-a impresionat în text pe cititor. În calitate de critic, și aici trebuie să ajungem, trebuie să știu cine, când, de ce a scris textul, ce tip de text e, pot distinge fapte de opinii, pot construi interpretări. Și iată, am ajuns la rolul 8, IT-istul. E un întreg avantaj aici astăzi, comunicarea aceasta în rețea. IT-istul, și aici eu odată, ziceam, confirmată încă o dată în plus, utilitatea disciplinei educație digitală, cu valență transdisciplinară. Fac diverse conexiuni cu ce știu anterior, așez informațiile noi la locul potrivit, lângă cele vechi, îmi dezvolt gândirea critică în sistem și în rețea. Și în final, antrenorul sau dirijorul. Cititorul antrenor, cititorul dirijor. Îi observ discret pe toți membrii echipei, îi încurajez, mă refer la comunitățile de lectură, le ofer ajutor să devină stăpâni pe jocul lecturii. Câțiva pași didactici pentru scenarii ale lecțiilor și ale activităților de lectură pentru noi toți. Specialiștii se pun de acord asupra trei, sunt mai multe perspective, din studiile pe care le-am făcut în cadrul unei cercetări postdoctorale, dar și din experiența pe care o am, slavă Domnului, și acum o prestez zi de zi, cu studenții, cu elevii, recomand câteva, trei dimensiuni. Atunci când vrem să pregătim și să lucrăm eficient cu elevii în raport cu o operă literară, în raport cu un text. Dimensiunea evocativă, dimensiunea conectivă și dimensiunea reflexivă, fără ea nu se poate. Ce presupune dimensiunea evocativă? Am și film, n-am mai reușit să-l pun. Ce presupune dimensiunea evocativă? Primul pas, îl știm cu toții. Ce zicea și colega mea, ce găsim și la Alina Panfil, Angela, pretextul. Da? Prelectura. Adică intrarea în lumea textului. Elevii se pregătesc pentru lectură și încep a se gândi cum va fi textul. Își activează cunoștințele anterioare și le pot fi de folos. Pasul 2 este interesul față de lectură, de operă, de text. Cititorii înțeleg acțiunea și devin interesați de ceea ce lecturează, ce fac predicții și își formează așteptări despre acțiune. 3. Crearea relației cu personajele, o dimensiune care îmi place la nebunie, cu personajul și sau cu euul liric. Cititorii creează personaje cu care interacționează și pe care le judecă. 4. Vizualizarea lumii textului. Să știți că e atât de importantă lectura în unele state, încât ei au și, aceste state au și, didacticienii din statele respective au și consacrat o metodă numită răspunsul cititorului și care ne vizează pe noi profesori și pe dumneavoastră bibliotecare. Răspunsul cititorului ca metodă de studiu, de lucru la text, de lucru cu opera. Ajung acolo un pic mai târziu, deci vizualizarea lumii textului. Cititorii observă indicii pe baza cărora creează imagini mentale ale personajelor, decoruri, situații, elemente de vestimentație, etc., etc., etc. Dimensiunea conectivă, conectarea cu textul, reflecția asupra lumii textului. Aici cititorii umplu golurile textului, deseori dincolo de ceea ce sugerează textul, de ceea ce a gândit autorul. În cercetările postmoderne există un drept al autorului indiscutabil, dar există un drept al cititorului și un drept al textului la viață. Și un drept al textului la viață. 2. Conexiunea textului cu viața. Se pare că știm cum să facem și de fiecare dată facem chestia asta. Avem și în testul de bacalaureat un item acolo la un parametru la subiectul 2, la umanist, actualitatea subiectului de abordare, dar nu e asta. Chestia asta se mănâncă, e altă mâncare de pește. Trebuie înțeles altceva. Deci conexiunea textului cu viața. Cititorii fac legături explicite între experiențele personale și cele ale personajelor. Găsesc soluții propriilor probleme în baza textului.
găsesc soluții la propriile probleme. Și în final, dimensiunea reflexivă, adică ce include această dimensiune? Observarea lucrurilor semnificative care au contribuit la formarea sensului textului, recunoașterea convențiilor folosite de autor, la care cititorul trebuie să răspundă în mod obligatoriu, recunoașterea lecturii drept o tranziție pentru a crea sens, cititorul ca al doilea autor al textului, sau ca un alt autor al textului, cititorul ca un co-autor al textului. Asta nu place multor autori, dar trebuie să recunoască că e o perspectivă corectă. Și evaluarea, ceea ce îmi place foarte mult, evaluarea autorului și a sinelui cititor. Pentru toate am formulat, dar cred că o să citiți deja în carte, eu pregătisem să vin cu metoda reterizării textuale. Doamna Vera m-a sunat și a zis că poate scrieți și despre metoda asta, dar poate vorbiți mai mult pentru bibliotecari, pentru colegii noștri, despre lectură ca motiv, lectură altfel pentru dezvoltarea personală. Din perspectiva aceasta trebuie abordată lectura. Or, astăzi, în planul cadru, s-a consacrat anumite ore pentru disciplină separată, dezvoltare personală. Nu cred că era cazul. Limba și literatura română, în general, limbele și literaturile, prin excelență pot face chestia asta, dezvoltarea personală, prin text, prin opera literară. Cred că era cazul să oferim mai multe ore limbii române, în planul cadru, și limbilor și literaturilor străine. Și atunci, treaba asta o facem prin text. Pentru că noi, spre deosebire de celelalte discipline școlare, noi cu dumneavoastră avem marele avantaj de a lucra cu textul. Textul, opera, este ustensilul nostru de bază, dacă doriți. Este firul integrator al tuturor activităților noastre la clasă. Trec peste intrarea în lumea textului. Dacă o să vă intereseze, o să citiți acolo, în carte, promit că fac două materiale. Trec peste interesul pentru acțiunea textului și mă opresc foarte scurt ca să vă dați seama că se poate face, că e fezabil ceea ce spun și că lectura cu adevărat poate contribui, poate forma, poate dezvolta, dezvolta ființa umană. Adică poate înlocui, dacă doriți, substitui valoric această disciplină, dezvoltarea personală. Deci ce face cititorul aici? Creează imagini vizuale ale personajelor, creează și susține mental lumea secundară a textului, o lume paralelă. Întrebări, câteva întrebări pentru cititor. Hai să aleg două, trei, că nu prea am timp. În timp ce lecturezi, vezi acțiunea întâmplându-se în imaginația ta? Vă amintesc, suntem la etapa cum vezi lumea textului. Ești inconștient de imagini, dar au un sens pe care se pare că tu îl vezi altfel? Poți descrie acest altfel? Ce detalii ale acțiunii te ajută să vezi mai clar? Poți exemplifica? Ce îți sugerează? Cum se leagă aceste detalii de experiența ta? Vă reamintim că suntem în zona dezvoltării personale. Am mai multe sarcini aici, trec peste ele. Iată dimensiunea crearea relației cu personajul. Câteva întrebări, doar aleator, așa. Ce indicii există care ne conduc spre personalitatea personajului? Ce crezi că va face? Ce probleme va avea? Care sunt problemele personajului? Cum se rezolvă? Rămân și unele nerezolvate? Ce ai face altfel? Ce sentimente ai pe parcursul lecturii? Ce ai simțit când personajului i s-a întâmplat X? Ești mulțumit sau nu de personaj? Cum te-ai simțit să fii unul sau mai multe dintre personajele textului? Ce experiență personală anterioară te ajută să înțelegi mai bine aceste personaje? Ce simți legat de acest personaj, decor, incident? Ce personaj te interesează mai mult? Este acesta cel mai important dintre personaje? Sau povestea este despre altceva? Ce personaje nu ți-au plăcut? Care te-au plictisit? Vreun personaj ți-a amintit de cineva cunoscut? Ți s-a întâmplat cumva ceva asemănător din text? Te-ai simțit la fel ca oamenii din povestea textului? Ajungem vreodată să știm la ce se gândeau personajele? Ai fost de acord cu ce credea X despre Y? Când citeai, aveai senzația că acțiunea se desfășoară în același timp cu lectura ta? Lucru foarte important dacă stăm să judecăm în profunzime. Ce din text te-a făcut să simți așa? Ai simțit că lucrurile ți se întâmplau ție ca și cum ai fi fost un personaj sau ai fost doar un observator? În acest caz, de unde priveai? Din ce locuri? Din locuri diferite? Poți spune în ce personaj din carte te-ai simțit într-un mod anume? Și așa mai departe. Vreau să vă induc această convingere, dacă doriți, să vă inoculez această convingere că se poate face dezvoltare personală privind un pic altfel, abordând altfel lectura, lucrând cu textul
cu textul operă la clasă și în afara activităților de la clasă, adică în activități de lectură pe care le faceți dumneavoastră. Câteva aspecte care țin de rezare legăturii dintre text și viață. Cartea ți-a influențat lucrurile în care credeai? Ce credeai că e mai bine sau rău? Te-a ajutat să te gândești cum ai putea să te comporți în unele situații viitoare? Sau te-a ajutat să te gândești cum ai fi putut face altfel lucruri trecute? Și ajung la evaluarea autorului și autoevaluarea elevului în calitatea sa de cititor. Pentru ce fel de cititor a fost scrisă cartea? Ce fel de persoană crezi că și-a imaginat scriitorul? Ești tu acel cititor? Imaginat de autor? Ai putea deveni acela? În ce măsură? Împărtășești viziunea despre lume și viața autorului, trec peste asta. Cum ți-au ghidat lectura, experiența personală și cea de cititor? Unde te aflai în timpul lecturii? Când citești, auzi cuvintele rostite în mintea ta? Cu ce rezultate? Cât de des citeai? Când și de ce? Cum se configura sensul în mintea ta? Erai conștient de limbajul textului? Ai observat cuvinte, imagini, stil? Ai recitit anumite pasaje? De ce? Cu ce rezultate? Ai citit din nou textul? Dacă da, l-ai citit altfel? Cum te-a ajutat lectura să te înțelegi mai bine? Dacă ai citit și anterior textul, de data aceasta, a fost altfel? Etc., etc. Sau, la sfârșit, ce ai face diferit când vei citi data viitoare? Ce scopuri ți-ai fixat pentru viitoarea lectură? Și așa mai departe. Trec peste elaborarea unui textului. I-am promis domnului Filip că revin la la care țin foarte mult, dat fiind această introducere proprie de utică pe care am făcut-o, mulțumesc mult, la capitolul, imediat ajung aici, da, recunoașterea literaturii drept o tranziție, întrebări pentru cititor, ce fel de om crezi că e autorul? Ți se pare că e un om pe care ți-ar plăcea să-l cunoști? De ce? Ce valori și atitudini vrea autorul ca tu să adopți sau să pui sub semn întrebări? La ce idei ale autorului ai spus da, are dreptate sau nu? Asta nu poate fi așa în niciun caz. Ești de acord cu modul în care vede autorul lumea? În ce fel? Ai observat tipare în povestire? Citează-le. Cu ce scop crezi că le-a utilizat autorul? Ce crezi despre felul în care e făcută povestea? E ceva care ți-a plăcut, te-a iritat, legat de faptul în care e scrisă cartea? Care crezi că e cel mai încărcat de semnificație pasaj al acțiunii? Dacă te-ar întreba autorul ce ar putea fi îmbunătățit în povestire, în text, ce ai spune? Și la nivel de activități, interviu dramatic sau dezbatere cu autorul, oricând, oriunde, în orice context, creează albumul autorului sau pagina lui de deșeuri refolosibile, scrie autorului scrisoare explicându-i reacțiile tale și spune întrebări, fă un brainstorming despre cu ce autor ai vrea să îi inviți la o petrecere, de ce nu, cu care să fii pe o insulă pustie, discută despre ce, etc. Mă opresc aici. Sper că nu v-am plictisit, dar a fost tocmai intenția de a vă da o mână de ajutor și a demonstra că se poate face și mai ales în convingerea că facem același lucru. Profesorii de română, dumneavoastră, bibliotecarii, formăm cititorul. Și pentru ca să nu rămânem de căruță, vorba aceea, să fim în consens cu mișcările veacului, trebuie să aplecăm urechea și la noile tehnologii care vin spre îmbunătățirea lecturii și despre care o să vă vorbesc data viitoare sau într-un alt context, adică metoda lecturii prin retelizarea textului. A vedea textul ca pe o rețea de noduri de idei. Ele știu foarte bine cum sunt conectate calculatoarele și care sunt avantajele calculatoarelor conectate într-o rețea. Iată, în perspectiva aceasta am gândit cercetarea, am pornit de la latinescul retela, rețea, am ajuns la principiul și criteriul didactic, pedagogic, educațional, retelizare și am demonstrat că se poate. Mulțumesc! Cu Doamne ajută! Mulțumim mult și vă așteptăm cu o nouă comunicare la Biblioteca Națională, în comunitatea noastră, că, într-adevăr, noi astăzi trăim într-o rețea. O invităm la microfon pe doamna Nele Țurcan, doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de State Ion Creangă,
scuzați, Universitatea de Stat din Republica Moldova, lectura în contextul mișcării Știința Deschisă și după comunicarea doamnei Țurcanu vă invităm la o pauză de cafea. Aveți răbdare! Bună ziua! Vroiam să zic, am ascultat intervenții și comunicări foarte interesante, dar e dificil atâta timp să stăm într-o sală, trebuie să facem o mică pauză. Și eu, ținând cont că după mine urmează încă 3 comunicări, mi-am pus scopul să fiu foarte succintă. Am pregătit o prezentare, dar care va rămâne aici pentru istorie și pentru arhivă. Voi vorbi foarte puțin la subiectul anunțat, mai mult veți citi în culegerea care va apărea. Dar înainte de toate vreau să fac o replică la ceea ce a zis doamna Ciocoi. În planurile de studii la specialitatea biblioteconomie, asistență informațională și arhivistică au rămas disciplinele de literatură. Nu avem studenți la licență. Deloc. Deja de câțiva ani. Asta e problema. Și dacă să trecem la subiectul anunțat, vreau să zic că problema lecturii este foarte importantă și a fost subiect de interes pentru bibliotecari în toate timpurile, dar s-au cercetat mai mult aspectele care țin de lectura anumitor grupuri, de vârste, interese. Pe noi bibliotecarii ne-a interesat ce citesc anumite categorii de cititori utilizatori. Dar mai puțin s-a axat pe faptul cum citesc și, în special, cum citesc cei care produc cunoștințe noi, cercetătorii, cei care lucrează în sfera cercetare, dezvoltare și inovare. Cu atât mai mult că acum vorbim despre o nouă mișcare, Știința Deschisă, care inevitabil influențează acest proces de lectură sau de citire. Deci, actualmente, nevoia de a împărtăși cunoștințele umane este mult mai urgentă ca niciodată, pe măsură ce lumea se confruntă cu provocările stringente legate de deficitul de resurse, schimbările climaterice, sărăcia, poluarea, urbanizarea rapidă, probleme demografice, de sănătate, asigurare cu alimente și insecuritatea, aceasta are nevoie ca niciodată de știință și tehnologie. Cu toate acestea, dacă este vorba de asigurarea viitorului civilizației și a bunăstării umane, atunci este nevoie nu doar de știință, ci și de cunoștințe pe care ea le produce și care sunt împărtășite și utilizate pe scară largă. Pentru ca știința și tehnologia să aducă beneficii societății, ele trebuie să fie accesibile cât mai multor persoane, iar mesajele lor trebuie să fie ușor de înțeles. Unii cercetători menționează că volumul de informații se dublează anual, iar volumul de cunoștințe odată la 5 ani. Menționăm că în timp ce numărul de lucrări științifice publicate crește dramatic, rata publicațiilor prin care cunoștințele esențiale sunt transmise oamenilor de rând, care ar putea fi folosite în viața lor, este foarte mică. Într-adevăr, se susține că până la jumătate din publicațiile științifice editate la nivel mondial nu sunt citite niciodată de nimeni altcineva decât de autori, editori și recenzenți. Iar aproximativ 90% din lucrările publicate în revistele academice nu sunt niciodată citate. În prezent suntem martori unei schimbări importante în ceea ce numim știința din punctul de vedere al organizării, efectuării, evaluării, utilizării și diseminării rezultatelor cercetării. Această schimbare reflectă termenul știința deschisă. Ea este determinată de dezvoltarea noilor tehnologii, creșterea rolului social al cercetării științifice în contextul politic și instituțional. Rațiunea din spatele conceptului știința deschisă este complexă, dar unul din principalele sale argumente este cel social. Cunoașterea științifică este un produs al colaborării sociale, iar proprietatea aparține comunității. Din punct de vedere economic, rezultatele științifice generate de cercetarea publică sunt un bun public pe care toți ar trebui să le utilizeze gratuit. Deschiderea este esența științei deschise. De la această dimensiune se revendică termenul știință deschisă.
este considerat unul din cele mai importante concepte ale postmodernității. Deschis înseamnă că oricine poate accesa, utiliza, reproduce, modifica și împărtăși liber în orice scop. La ora actuală, metaforic vorbind, totul devine de uz pentru publicul larg. Se deschid arhivele securizate, se deschid laboratoarele de cercetare, drumurile spre noi planete. În publicații din revistele științifice, dar rămas și în mass media, tot mai mult se vorbește despre guvern deschis, buget deschis, parlament deschis, dar și mai mult se vorbește despre știința deschisă, comunicare deschisă, educație deschisă și putem să continuăm până la nesfârșit. Știința deschisă este deseori definită ca un termen umbrelă, ce cuprinde o varietate de practici, care includ de obicei domenii cum ar fi acces deschis la publicații, date deschise de cercetare, software deschise, instrumente de cercetare deschise, evaluare deschisă, metodologii deschise și așa mai departe. În domeniul biblioteconomiei științelor informării, accentul se pune de obicei pe două aspecte, accesul deschis la publicații și acces deschis la date de cercetare. Una din întrebările principale privind conceptul știință deschisă se referă la impactul social și economic. În timp ce știința deschisă oferă cercetătorilor instrumente și fluxuri de cercetare pentru transparență, reproducere, diseminare și transfer de cunoștințe noi, aceasta poate avea o influență asupra rezultatelor cercetării, care revendică un impact mai mare asupra societății în viitor. Cu toate acestea, nu numai societatea și statul beneficiază de știință, ci mai întâi de toate oamenii de știință însăși. Datorită accesului deschis, crește vizibilitatea publicațiilor, mai ales dacă revistele științifice sau arhivele de publicații științifice sunt integrate cu baze de date deschise sau sunt indexate corect în motoare de căutare, în așa fel ca noi să le putem regăsi. Există opinii conform cărora publicațiile științifice în medie sunt foarte puțin citite. Într-adevăr, este foarte dificil să calculăm cu precizie volumul publicațiilor citite în format tradițional. Ce instrumente au bibliotecile pentru a măsura ce și cât citesc cercetătorii sau în scopuri de cercetare? Împrumutul de carte sau împrumutul de reviste științifice, dar noi nu știm ce articole concrete din o revistă sau alta a trezit interes și care au trecut pe lângă cercetători. Publicarea electronică, desigur, că a permis să fie măsurat cu precizie un anumit aspect al utilizării articolelor și altor tipuri de publicații, cărți electronice, de exemplu. Să vedem de câte ori această publicație a fost descărcată, a fost vizualizată, deși, să fim sinceri, nu toate descărcările se vor transforma în lectură completă. Se estimează că descărcările anuale ale articolelor cu text integral de pe site-urile editorilor sunt de aproximativ 2,5 milioane și probabil aici trebuie să mai adăugăm aproximativ 500 de milioane de descărcări de pe site-uri, cum ar fi arhive digitale, tematice și multidisciplinare. În continuare, aș vrea să aduc în calitate de exemplu câteva date din studiile realizate în diferite perioade, ce se referă la modul de lectură a cercetătorilor și a literaturii științifice. Astfel, de exemplu, conform unui studiu realizat în anul 2005, numărul de articole lecturate pe lună constituia în mediu 23,5 articole. În anul 2018, deși numărul articolelor lectorate a scăzut, dar a rămas o cifră impunătoare, cred eu. Deci, pentru anul 2018 s-a constatat că cercetătorii mediu citesc 20 de articole pe lună. Care este durata medie de lectură a unui articol? În anul 1977, în mediu, un articol era lecturat aproximativ 48 de minute. În perioada 2004-2005, conform altor studii, durata medie de lectură este de aproximativ 32 de minute.
Au fost de asemenea realizate studii privind lectura în diferite domenii. Astfel, de exemplu, în domeniul științelor reale, medicină, durata lecturii este mai mică comparativ cu durata lecturii în domeniul științelor sociale. Astfel, de exemplu, în științele medicale, cercetătorii citesc aproximativ 12 ore și jumate pe săptămână, în științele vieții peste 15 ore pe săptămână, pe când cei din științele sociale aproape 26 de ore pe săptămână. Un studiu recent arată că timpul mediu alocat pentru lectura articolelor în scopuri profesionale într-un an este de aproximativ 234 de ore. Deci asta înseamnă că cercetătorii citesc destul de mult. Care este impactul social și economic al lecturii în domeniul cercetării dezvoltării? În primul rând, noi acest impact putem să-l vedem calculând de câte ori acea sau altă publicație a fost citată. Și evident că știința deschisă oferă instrumente noi pentru a calcula și a vedea acest impact. În primul rând, noi vedem că articolele care sunt publicate, și nu doar articole, dar toate publicațiile științifice care apar în accesul deschis, au o posibilitate mai mare de a fi citite și descărcate, dar și citate. Studiile arată că numărul citărilor în diferite științe a crescut anume datorită deschiderii accesului la publicațiile științifice. Încă un instrument care este folosit de către știința deschisă sunt indicatorii altmetrici, care ne permit să vedem de câte ori o publicație electronică este vizualizată și descărcată și, în acest sens, astfel de indicatori sunt oferiți de către rețelele sociale profesionale, cum ar fi, de exemplu, ResearchGate sau Academia Edu. De exemplu, articolele încărcate pe Academia Edu după un an au primit cu 16% mai multe citări decât comparativ cu articole care n-au fost disponibile în mediul online. După 3 ani, articole încărcate pe Academia Edu au primit cu 51% mai multe citări, iar după 5 ani cu 69% mai multe citări. Deci vedem că publicațiile electronice încărcate pe diferite rețele de socializare, site-uri care sunt cu acces deschis la conținutul integral al publicațiilor, oferă posibilități mult mai multe de utilizare, de lectură și de citare. Care ar fi perspectivele? Deci, pentru studiile viitoare, cred că trebuie să ne concentrăm, inclusiv vorbesc și de bibliotecarii din Republica noastră, să ne concentrăm pe studiul lecturii cercetătorilor, să vedem cum și ce citesc cercetătorii, pentru că este un subiect puțin studiat și care a rămas în umbră, dar merită să-i atragem atenția. Mulțumesc! Mulțumim frumos și spre onoarea evenimentului nostru, aproape că respectăm pauza de cafea care s-a anunțat cu întârziere de 7 minute. Chiar trebuie de aplaudat treaba asta. E grafoman. Și-a și scris-o. A scris foarte supărat și în concluzie parcă avansa ideea că nu era proastă cenzura înainte. Adică era o pledoarie pentru întoarcerea. Am făcut imediat o... Parcă nu-s fierbinte eu, nu-s așa de repezit la replică. Am făcut pentru numărul următor în literatura și artă, am autoreplică. Unde am zis că Doamne ferește. Zic că am ajuns în sfârșit a posibilitățile astea. Bine, făceam și niște paralele cu Islanda, unde fiecare al treilea islandez e scriitor. Adică pe noi încă treaba asta, pericolul ăsta, nu ne paște. Și deja lume alarmată a apărut. Mi-a telefonat Matkovski în ziua apariției literaturii și artă dimineața la ora 7. Păi, Iuliane, nu m-ai înțeles.
Mai este, dacă eu nu v-am înțeles, imaginați-vă câte lume nu v-a înțeles. Zic, har Domnului că am ajuns la această posibilitate, să ai posibilitate să dai expresie la opinia ta. Altceva calitatea. Hai să lăsăm și pe seama cititorului un pic niște responsabilități, adică aurul și efectele dulci de pe copertă să nu deruteze omul. Adică eu unul citesc jumătate de pagină și cam îmi dau seama ce relație are autorul cu cuvântul, cu fraza, ce treabă are cu literatura. Dar nu despre asta am vrut să vorbesc și nici despre niște proiecte strategice care revin guvernului, ministerului nostru, și nici despre partea autorului. Partea autorului e foarte scurtă. Le explicam colegilor mei de la Uniunea Scriitorilor, când eram la departamentul Căile Cărții, și îmi reproșau. Dar de ce aceiași scriitori sunt invitați la întâlniri? Scriu unicul domeniu unde principiul poștușno nu merge, nu se acceptă. Deci lumea, în mod democratic, invită scriitorul pe care îl invită. Îl cheamă pe scriitorul chemat, pe cel așteptat. Și e o singură cale, adică sunt doi factori. N-aveți decât să scriți o operă valoroasă și la momentul când aveți o întâlnire cu scriitorii, cu cititorii, să fiți simpatic cititorilor. Deci nu vă duceți acolo să vorbiți despre eșecurile colegilor voștri, că mai ales asta depistez după ce se întâlnesc scriitorii cu asta, că reiesă numai cel care vorbește costă, ci costă și câțiva scriitori deja morți care nu îi afectează, nu le afectează imaginea. Hai să o lăsăm baltă. Deci eu nu vă citesc comunicarea mea, o să apar în carte, e mai... Regretul cel mai mare după unele întâlniri, din păcate jumătate de întâlniri, e că, dacă am fi știut, adică constați că întâlnirea a fost bună, dar s-ar fi mai putut, iată ce. Și atunci am zis că încerc o călăuză pentru pregătirea acestor întâlniri. Deci nu pentru guvern, nu pentru autori, dar pentru cei care se ambiționează să facă o întâlnire eficientă. Și am zis, sunt trei ipostaze. Mai întâi, oprirea, alegerea la scriitor. Pe ce scriitor îl alegi, doamnă bibliotecară, în colaborare cu doamna profesoară de română, în colaborare cu cine e inițiatorul, vrea primarul sau ce, o întâlnire cu scriitorul. Dar e interesant, pe cine invitați dintre scriitori? Cei care figurează în programul școlar? Câtă surpriză poate ca să ofere scriitorul care figurează în programul școlar? Sau scriitorul din satul meu? Sau scriitorul care a editat recent o carte care e vorbită deja? Oare a scandalizat? Trebuie să existe un mobil și trebuie să existe declanșatorul acestei întâlniri. E bine când lucrul ăsta se face transparent. Și când toată comunitatea, deci din jurul bibliotecii, pledează pentru invitarea poetului ăsta. Acum ai, mă rog, e cel mai modern, să zicem, Dumitru Crudu. Ce se face înainte de a ajunge Dumitru Crudu la întâlnire? Se citesc cărțile lui. Se citește ultima carte a lui. Se întreabă scriitorul ce doleanță are el, în ce timp. Adică e o coordonare pe segmentul ăsta preambulei. Așteptarea scriitorului deja tensionează, e o stare de spirit cu totul aparte care nu trebuie desconsiderat. Mai ales când vine poetul. Putem să explicăm, putem să nu ne explicăm de ce se întâmplă ceva neordinar. E important ca să nu deziluzioneze. Cartea trebuie citită și pentru că solicită, până la urmă, copiii solicită o carte, să o achiziționeze și solicită și autografe, sesiune de autografe are noi mai ei.
se deprindă și o adresă deșteaptă, pentru că eu am o carte care se cheamă Adrese deșteaptă, Adrese deștepte. Deci e adresă deșteaptă: școala, biblioteca, librăria, pinacoteca, teatru, cimitirul și așa mai departe. Îl deprinde pe copil că totul valorează, inclusiv cu librăria. Când vine scriitorul într-o ambianță, într-o stare de spirit cu această alfabetizare depășită, o parte din cititori, din elevi și din pedagogi au și citit o parte din cărți, dialogul e altul. Eu totdeauna întâlnirile mele le anticip cu această întrebare. I-ați muncit pe copii, i-ați chinuit, ce recital au pregătit ei sau ce înscenări? Îi vezi mai întâi pe copii în relația cu cartea. După aceea te dai cu părere și te dai și cu noutățile. Dialogul care vine după toate astea, întrebare, răspuns, e de altă concretețe și face bine lucrurile. Bine, se termină cu sesiunea de autografie, autorul apreciază ce i s-a părut, că între toți care au recitat sunt doi actori potențiali, între cei care au vorbit dintre elevi, unul aproape că a vorbit ies eu, și când ai menționat și ai evidențiat modelul reușit, efectul e altul. Deci s-a consumat, s-a terminat cu autografele. Ce facem cu efectul, cu această impresie? Eu am două cărți aici. Am Luna-i una, Merele sunt mai mult. E o carte care a apărut în consecința unui concurs anunțat de Biblioteca Municipală și de Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă. Adică pe baza antologiei poeziilor de dragoste a lui Iulian Filip s-a anunțat un concurs, președintele jurului Mihai Cimpoi, de eseuri. Deci cartea asta are 100 de poezii de dragoste plus 13 eseuri a elevilor din licee diferite din Republică. Biblioteca Națională a lansat un concurs de eseuri pe baza Nuvelii pentru adolescenți, nicio șansă cu extraterestri. Vreau să spun că m-am delectat cu cele 18 eseuri pe care le-am primit și între care am depistat locul 1, 2 și 3 pe care Ministerul le susține și chiar intenționează să le ofere și niște premii. Ce se întâmplă după întâlnire dacă învățătorul și biblioteca anunță un concurs de eseuri sau alt concurs unde răsfrânge această energie și această impresie de la întâlnire și de lectură proaspătă în altă muncă? Deci copilul se duce acasă cu impresie de la întâlnire. Părinții îl întreabă ce a fost deosebit acolo. Dacă ai câștigat copilul, ai câștigat și părinții. Și începe forfota de creație și în a treia fază, adică aceste impresii își caută formă. Ce e interesant după aceea să aduni aceste eseuri și să le citești public, ceea ce îi se pare doamnei bibliotecare, ceea ce îi se pare doamnei pedagog, că e mai reușit. Și le dai voie să citească elevii. Citirea în glas și a poeziei și a eseurilor proprii. Deci nu e numai pretextul țărilor civilizate care a înțeles să-și facă din 2 februarie sărbătoarea lecturii cu voce tare. Sunt o mulțime de explicații. Îl consultați pe Dorian Fortună, care înțelege ce înseamnă aceste efecte și acest impact a ne auzi. A ne auzi când vorbim. Și vorbitorul se mobilizează altfel să vorbească când e auzit. Și cei care ascultă și trebuie ca să facă replică, trebuie să dea cu părerea, altfel ascultă și altfel aud. Am avut niște întâlniri deosebite care nu au nevoie de cei ce vorbesc eu acum, pentru că lumea le știe. Deci ultima întâlnire care am avut-o în cadrul
zilelor Ion Creangă, la liceul Ion Creangă, care are o componentă unde vorbește despre patronul spiritual acestei manifestări, Ion Creangă, dar vorbește și despre un scriitor român încă viu. Viu am fost eu anul ăsta. Și am văzut cum au rezolvat cu scriitorul viu cei de la liceul Ion Creangă. A făcut un amfiteatru care nu are linie de demarcație între scenă și spectatori. Era o capelă corală de copii de clasa a treia într-o coloană așezați, altă capelă acolo, cineva care recită dincolo, în scenă era scenografia piesei Graurului Creangă, adică era o forfătă totală. Deci lumea de acolo nu are nevoie de această călăuză. Am mai văzut ceea ce a provocat la Pașcani Adrian Ghicov cu acea scenă. La un moment dat m-am trezit că trebuie să dansez acolo, să dau hoța niște copii în scenă, dar asta era atmosfera. Ca să obții o atmosferă de felul ăsta, trebuie să ai norocul unui declanșator care să fie foarte convingător pentru colegii pedagogi, care să nu stea pe post de spectatori, dar și elevi, să le găsești treaba la toți. La toți, și la cei mici și la cei mari, se intercalează. Și e de dorit în mai multe limbaje. Adică și recital, și în scenare, și cântec, și plastică. Și mișcare plastică. Fie că e dans, dar despre dansul nu vreau să vorbesc, pentru că e boala noastră cea mai mare. Având atâta bogăție de pași coreografici, nu avem coreografi. Pentru grădinițe, pentru școli, ne împiedicăm, suntem încă bâlbâiți la pași coreografici. Aici tot trebuie ca să o rezolvăm. De bună voie, după cafea, eu asta am vrut să vă spun, comunicarea am scris-o, am așternută, când o să apară în această carte, o citim mai pendelete. Într-un ceas bun. Orientați-vă la Mihai Cimpoi, care vorbea de laconism, strictețe, scurtime și măcar succint să vorbim despre asta.